Mai vorbim și pe loc. Bună ziua, stimați colegi! Astăzi avem parte de un program frumos, o comunitate științifică. Doamna Dorina Putină a ajuns la o anumită etapă a parcursului investigațional și astăzi ne va prezenta spre susținere publică teza revere conceptuale și metodologice de formare a competenței de evaluare formativă la studenții pedagogici. Avem, vă asigurăm că avem acte de regulă, dar și doamna secretar, care cunoaște foarte bine procedurile, ne confirmă că totul este bine pregătit. Este decizia ANACEC cu referire la constituirea Consiliului Științific Specializat. O să dau citire, dumneavoastră cunoașteți, pentru că componența o cunoașteți și din timp, dar este și parte a rezumatului, a referatului științific. Deci ea o să, mai mult o formalitate, probabil ca o etapă de procedură, Dandara Otilia, președinte, Țurcan Carolina, secretar științific, domnul profesor Ghicov Adrian, este membru al Consiliului, doamna Mariana Marin este membru al Consiliului, doamna Țap Elena este membru al Consiliului, Cavac Valeriu membru al Consiliului, domnul Vlad Băslau și doamna Pernazina sunt referenții oficiale. Scuzați, nu am zis toate regalele, ne cunoaștem foarte bine, domnul profesor, domnul, doamnele, conferențiar universitar. Cred că putem declanșa procedura, propriu zis, deja am declanșat-o, putem trece la următorul pas al procesului de susținere publică a tezii. Deci, și în context, oferim cuvânt doamnei secretară științifică. Mulțumesc, doamna președinte. Bună ziua, stimați colegi. Stimați membri ai Consiliului Științific Specializat 5301-2455, referință oficială, onorată asistență. Cu permisiunea dumneavoastră, voi rezuma câteva din CV-ul pretendentului la titlu. Putin Dorina este născută în anul 1982, în perioada anilor 99-2004, studiază la Universitatea Pedagogică de Stat alături Sorin Bărți, Facultatea de Pedagogie, Psihologie și Asistență Socială. Absolvând această instituție, a obținut diploma de licențiat în la specialitate Pedagogia Învățământului Primar și Educație Preșcolară. În perioada anilor 2004-2006 face studii de masterat în cadrul aceleiași facultăți și universități, obținând diploma de master la specialitatea pedagogiei și psihologiei. Între anii 2011-2015 face studii de doctorat la Departamentul Științei ale Educației al Universității de Stat din Moldova la specialitatea 533-01 Pedagogia Universitară. În anul 2004 își începe activitatea profesională în cadrul Colegiului Pedagogic Ion Creangă de Bălți, în calitate de profesor de pedagogie. În această funcție activează până la anul 2016. Concomitent, în perioada anilor 2005-2007, 2016-2017, activează și la Alma Mater, Universitatea Pedagogică de Stat ale Profesorilor din Bălți, în calitate de asistent universitar, unde activează și până în prezent cu succes. Pe parcursul anilor și formare profesională, doamna Putină participă la unei cursuri de formare profesională continuă, cursuri tematice de perfecționare, cursuri de e-learning și din anul 2010 chiar și dumneavoastră activează ca formator local și național. Acum voi trece, voi spune atenție dumneavoastră, documentele sau actele care sunt, voi enumera actele care sunt prezente la dosar și care suntem nevoiți să le enumerăm. Este decizie despre care v-a vorbit doamna președinte a Consiliului de Conducere, numărul 2 din 23 februarie 2024, teza de doctor, rezumatul acesteia,
Hotărârea seminarului științific de profil din cadrul Universității de Stat din Moldova, protocolizat prin proces verbal numărul 4 din 25 august 2023, la care se anexează lista de prezență a membrilor seminarului și formularul de evaluare de către membrii seminarului științific de profil care au acumulat 69 de puncte. Lista lucrărilor științifice publicate între timp a mai fost suplinită cu două lucrări, au apărut recent, deci la moment numărăm 11 lucrări, dintre care 5 articole în reviste științifice de profil de categorie și 5 articole în lucrări a conferințelor internaționale și cu participare internațională, precum și un suport de curs. Este suplimentul publicațiilor, avizul pozitiv al acestui seminar, plus la toate este și avizul pozitiv al instituției primare al Departamentului Științele Educației, protocolizată prin proces verbal numărul 11 din 31 mai 2023, avizul conducătoarei științifice, doamnei profesor Buraș Postică, lista organizațiilor în număr de 24 pe adresa cărora au fost expediate referatele științifice și semnate cu data de 20 mai, 30 de zile înainte de declanșarea susținerii publice și adeverința de depunere a tezei de doctor în fondul Bibliotecii Universității de Stat din Moldova și a Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, tot certificate cu data de 20 mai. Dosarul este complet și toate actele sunt în regulă conform procedurilor regulamentare și regulamentelor de la început. Mulțumim, doamna Sucrână, dacă nu sunt întrebări la lăsa, vreau să-i oferim cuvântul doamnei pretendentă la titlul științific de doctor în științe de educație să prezintă rezultatele de cercetări științifice aproximativ 20 de minute. Doamna președintă, stimați membrii comisiei, cu asistență, îmi permiteți să vă prezint tema tezei de doctor, repere conceptuale și metodologice, deformarea competenței de evaluare formativă la studenții pedagogi, conducător științific, Guraș Postică Viorica, doctor habilitat, profesor universitar. Actualitatea și importanța problemei abordate este justificată de necesitatea formării cadrelor didactice competente în asigurarea unei evaluări autentice și formative, prin monitorizarea progresului și oferirea unui feedback cuprinzător și motivațional, adaptat nevoilor individuale ale elevilor. Evoluția curriculumului axat pe competențe la nivelul învățământului primar și atenția sporită asupra rolului elevului ca subiect al acțiunii educaționale deplasează accentul de pe dezvoltarea competențelor și abilităților practice în loc de acumulare exclusivă de cunoștințe teoretice. În codul educației al Republicii Moldova se specifică că scopul evaluării este orientarea și optimizarea învățării, fapt realizabil prin valorizarea evaluării formative și totodată transformarea acesteia într-o dominantă a evaluării elevilor, inclusiv în învățământul primar. Formarea și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice în domeniul evaluării educaționale implică două componente, cultura evaluării și competența de evaluare. Cultura evaluării integrează concepte teoretice și metodologice, convingeri raționale, capacitatea de autoreflecție a cadrelor didactice asupra propriilor prestații evaluative, în timp ce competența de evaluare cuprinde abilități practice de la proiectarea evaluării la utilizarea rezultatelor în scopul luării decizii, opiniile care le-au lansat cercetătorii Potolea și Manolescu. Formarea competenței de evaluare a cadrelor didactice, care activează în învățământul primar, reprezintă o condiție esențială pentru integrarea într-un sistem educațional de calitate. Standardele de competență profesională ale cadrelor didactice din învățământul general stipulează drept indicator de performanță în domeniul evaluării școlare, precum că cadrul didactic evaluează și oferă conexiuni inverse în vederea sporirii performanțelor, accentuând încă o dată necesitatea formării acestei competențe la etapa pregătirii inițiale a cadrelor didactice. Reieșind în pofida unui număr semnificativ de studii în raport cu aceste dimensiuni, atestăm unele contradicții care vin să ne justifice alegerea subiectului de cercetare. Programele de formare inițială vizează dezvoltarea competenței de evaluare, însă practica arată o dezvoltare insuficientă a abilităților specifice, cum ar fi feedback-ul constructiv și adaptarea evaluării la nevoile individuale ale elevilor, ceea ce limitează înțelegerea progresului individual.
Standardele profesionale recunosc importanța evaluării formative ca dimensiune distinctă, iar lipsa detaliere și ambiguitate terminologică îngreunează aplicarea principiilor evaluării formative, afectând calitatea predării și învățării. Se remarcă o discrepanță între necesitatea de a gestiona anxietatea asociată evaluării și capacitatea reală a cadrelor didactice de a răspunde la această provocare, evidențiind o problemă complexă în sistemul educațional, care necesită soluții pentru a crea un mediu de învățare suportiv pentru elevi. Aceste contradicții sunt justificate de cercetări psihologice și pedagogice în domeniul evaluării, care identifică un grad înalt de anxietate în raport cu evaluarea formativă și evaluarea sumativă la care sunt supuși, elevii din învățământul primar. Problema cercetării rezidă în... am încercat să răspundem la următoarea întrebare. Care sunt fundamentele teoretice și metodologice ale competenței de evaluare formativă pentru studenții pedagogi care vor activa în învățământul primar? Scopul investigației constă în determinarea fundamentelor teoretice și metodologice, inclusiv a modelului pedagogic de formare a competenței de evaluare formativă la studenții pedagogi care vor activa în învățământul primar. Obiectul cercetării îl constituie procesul de formare a competenței de evaluare formativă la studenții pedagogi care vor activa în învățământul primar, iar ipoteza se axează pe următoarele aspecte. Formarea competenței de evaluare formativă la studenții pedagogi este un proces complex și sistemic care va permite crearea premizelor pentru integrarea și adaptarea profesională eficientă a acestora dacă va fi analizat cadrul teoretic și normativ al formării competenței de evaluare formativă la studenții pedagogi în vederea determinării reperilor conceptuale și metodologia de mersul dat. Vor fi determinate fundamentele și principiile de formare a competenței de evaluare formativă. Va fi elaborat și întemeiat științific modelul pedagogic de formare a competenței de evaluare formativă la studenții pedagogi. Vor fi identificați indicatorii, descriptorii și valorile competenței de evaluare formativă la studenții pedagogi. Va fi elaborat și validat experimental programul de formare la competenții de evaluare formativă la studenții pedagogi, care va asigura premize pentru integrarea și adaptarea profesională eficientă. Obiectivele cercetării corelează cu structura lucrării, care vine să aducă o noutate științifică ce ține de fundamentarea conceptului de competență de evaluare formativă, elaborarea și întemeierea științifică a modelului pedagogic de formare a competenței de evaluare formativă la studenții pedagogi fundamentat pe teoriile învățării, stabilirea dimensiunilor structurale ale competenței de evaluare formativă ce se dezvoltă la etapa inițială, cognitivă, acțională, strategică, reflexivă, inovativă și motivațională axiologică, și descrierea valorilor și indicatorilor competenței de evaluare formativă la studenți și formularea concluzilor științifice privind formarea competenței de evaluare inițială privind formarea competenței de evaluare formativă la etapa inițială. Problema științifică soluționată a constat în fundamentarea teoretică și metodologică a competenței de evaluare formativă la nivelul învățământului primar la studenții pedagogi prin stabilirea dimensiunilor structurale ale competenței de evaluare formativă ce se dezvoltă la etapa inițială, formularea indicatorilor și descriptorilor respectiv. Iar semnificația teoretică este obiectivată prin definirea și dezvoltarea conceptului de competență de evaluare formativă, prin stabilirea locului acestea în structura competențelor profesionale didactice, au fost analizate și redefinite în maniere integratoare alte concepte cheie, cum ar fi evaluarea formativă, evaluarea formatoare, evaluarea învățării, feedback, dimensiunea cognitivă, reflexivă, inovativă, acțional, strategică și motivațional axiologică. Valorificarea modelului pedagogic de formare a competenței de evaluare formativă la studenții pedagogici prezintă valoarea aplicativă a cercetării la nivelul dimensiunilor cognitive, acțional, strategice, reflexive, inovative și motivaționale, demonstrând eficiența programului de formare a competenței de evaluare formativă la studenții pedagogici la ciclul 1 licență. Care primele metodologice în lucrare au constituit lucrările, cadrul teleologic al evaluării, evaluarea în învățământ, orientările conceptuale ale evaluării în învățământ, evaluarea rezultatelor școlare, evaluarea autentică, evaluarea formativă, concepte care au fundamentat aspectul teoretic al cercetării. Deci, teza este structurată în trei capitole, concluzii, recomandări și anexe. În capitolul 1, cadrul teoretic al formării profesionale inițiale în contextul dezvoltării de competențe. Își propune capitolul 1
are un caracter analitic și prezintă studiul teoretic de dedicat analizei teoriilor și modelelor fundamentale ale valorii formative într-o abordare diacronică, precum și sunt examinate exigențele actuale în formarea profesională inițială, cu accent pe rolul competenței de evaluare formativă ca indicator al calității procesului instructiv educativ. În aspect diacronic am abordat conceptele ce țin de evaluare formativă și parcurgerea drumului de la evaluarea formativă, concept fundamental de către Scriven, în 67, până la evaluarea criterială prin descriptor, care este o evaluare formativă și formatoare, care vine să fundamenteze procesul de evaluare la etapa actuală în învățământul primar de Republica Moldova și nu numai, ureșare extindere și pentru învățământul gimnazial și liceal la unele discipline. Ca teorii care au influențat sau care au fost cercetate și impactul acestora în dezvoltarea și în evoluția evaluării formative, am analizat teoriile învățării behaviorismului, teoria cognitivistă, teoria experiențială a învățării, teoria conectivismului, teoria învățării autoregulate și teoria constructivistă. Modelele evaluării care au constituit sau care au fundamentat axa cercetării noastre au fost modelul centrat pe obiective instrucționale și curriculare, modelul evaluării centrat pe decizii, modelul evaluării strategice, evaluării calitative și evaluării autentice. De ce este important să abordăm competența de evaluare formativă? Ea este un construct al competenței profesionale al cadrului didactic, este o parte componentă care vine să definească și să aducă plus valoare cadrului didactic care manifestă această competență, ori competența de evaluare formativă include în sine nu numai evaluarea ca proces, dar realizarea unui proces de predare, învățare, evaluare calitativ sau asigură eficiența unui proces de evaluare, de predare, învățare calitativ, pentru că noi nu privim evaluarea doar ca parte finală a unui proces instructiv-educativ, dar privim ca un tot întreg, ca componente care interacționează, se intercondiționează și de competența de evaluare a cadrului didactic depinde și competența metodologică și procesul calitativ care se realizează la clasă. Competența se afirmă într-un context profesional real, evoluează treptat, se stează într-un continuum care merge de la simplu la complex, se fondează pe un ansamblu de resurse aptitudinale și atitudinale. Și din multitudinea de definiții care sunt abordate la nivelul literaturii de specialitate, am sintetizat și am selectat una care, în opinia noastră, a fost relevantă cercetării noastre. Vorbim despre un construct multidimensional, actualizat în continuu prin comportamente eficiente, construit într-un ansamblu de cunoștințe, abilități și deprinderi profesionale specifice, însușite în mod temenic, ce contribuie la performanță și la succesul îndeplinirii unei sarcini profesionale sau a unui rol profesional determinat. Cadrul Național al Calificărilor stipulează că rezultatele învățării, ca rezultate ale învățării, realizarea diverselor tipuri de evaluare cu accent pe evaluarea formativă și asigurarea individualizării procesului educațional prin oferire de feedback constructiv elevului prin valorificarea particularităților individuale, standardul de calificare pentru pedagogia învățământul primarului, la asta am fac referire, acesta a fost eșantionul meu de cercetare, abordează structura competenței de evaluare la general, axându-se pe actul de evaluare în deplinătatea complexității sale, în conformitate cu prevederile actelor normative ale învățământului primar, care pun accent atât pe evaluarea rezultatelor învățării, precum și pe evaluarea învățării, evaluarea curentă de progres sau și formativă. În manieră proprie am elaborat o definiție a competenței de evaluare formativă, care este proprie cercetării noastre și care evidențiază acele dimensiuni care le-am cercetat și care le-am măsurat și le-am format pe parcursul procesului în cadrul experimentului formativ.
Competența de evaluare formativă reprezintă potențialul conștient al unui cadru didactic de a asigura corectitudinea, obiectivitatea și relevanța evaluării formative prin proiectarea, selectarea, reconceptualizarea metodelor și instrumentelor de evaluare formativă pentru monitorizarea și evaluarea procesului de învățare, precum și gestionarea eficientă a situațiilor de evaluare și autoevaluare, prin mobilizarea resurselor adecvate contextului, feedback prompt și constructiv, ajustând instrucțiunile în funcție de rezultatele și implicarea elevului în procesul de evaluare. Capitolul 2 propune analiza cadrului metodologic de formare a competenței de evaluare formativă la nivelul învățământului superior. Aici am analizat următoarele sau am analizat o serie de acte normative și pornind de la cadrul național al calificărilor din Republica Moldova, care stipulează clar care sunt competențele profesionale ale cadrelor didactice sau care se formează la etapa de formare inițială a studenților pedagogi, standardul de calificare pentru nivelul 6, ISCET, calificare pedagogiei în învățământul primar, programul de formare inițială la specialitate pedagogiei în învățământul primar și pedagogiei preșcolară, pedagogiei în învățământ primar și limba engleză, planul de învățământ cu componentele aferente și curicula unităților de curs pentru programele nominalizate. Deci, studierea documentelor de referință ne-a permis să identificăm unitățile de curs care contribuie la formarea competenței de evaluare formativă. Considerăm că, în mod particular, unitatea de curs evaluare în învățământ creează condiții optime pentru dezvoltarea competenței de evaluare formativă la studenți, deoarece este structurată de didacticile particulare, care oferă oportunități concrete de aplicare practică a competenței dobândite. Iar această succesiune are un impact formativ important asupra profilului de competență al studentului, provocându-i pe aceștia să aplice cunoștințele și abilitățile de evaluare formativă în contexte specifice și relevante, dar și să înțeleagă în același timp cum competența de evaluare formativă se manifestă și se adaptează diferitor contexte și materii, cum se asigură integrarea interdisciplinară, oferind studenților o viziune holistă asupra educației și demonstrând că evaluarea formativă nu este una izolată, ci incorporată și adoptată în funcție de particularitățile fiecărui domeniu. Analiza documentelor de referință, analiza cercetarea teoretică care am realizat-o ne-a permis să elaborăm un model pedagogic al competenței de evaluare formativă la studenții pedagogi. În elaborarea acestui model ne-am axat pe un set de principii care asigură integritatea modelului ca sistem, reproductibilitatea modelului într-un mediu specific pentru atingerea scopurilor educației, complementaritatea structurilor educaționale reflectate în model și prioritatea acelor factori și condiții care au impact direct asupra proceselor în curs de implementare. Fundamentat pe teoriile învățării, cognitivism, construcționism, behaviorism, învățare experiențială și teoria învățării autoreglate, modelul pedagogic de formare a competenței de evaluare formativă detaliază patru dimensiuni, dimensiunea cognitivă, dimensiunea acțional-strategică, dimensiunea motivațional-axiologică și dimensiunea reflexiv-inovativă. Fiecare din aceste dimensiuni dezvoltă sau și are reflectă trăsăturile construcției procesului evaluativ. De aceea, pentru dimensiunea cognitivă, ne-am propus să dezvoltăm această dimensiune vizează, de fapt, capacitatea cadrului didactic de a selecta și de a aplica în mod consecvent metode și instrumente de verificare în conformitate cu obiectivele evaluării formative. Aici vorbim despre dezvoltarea experienței personale și profesionale în evaluarea formativă și valorificarea documentelor normativ, regulatoriu și a inovațiilor în evaluarea formativă. Pentru dimensiunea acțională strategică, ne-am axat pe personalizarea procesului de evaluare, ori individualizarea, diferențierea și personalizarea mai nou. Sunt aspecte care trebuie să însoțească actul de predare, învățare, evaluare, colectarea și interpretarea autentică a rezultatelor evaluării, ori acesta presupune din partea cadrului didactic abilități care asigură starea de bine a elevului și asigură o continuitate și respectarea principiului sistematizării și continuității în procesul instructiv evaluativ.
Hotărârea intervențiilor constructive aducă evaluarea formativă, ori cunoaștem foarte bine despre acel procedeu de recuperare care se atestă în metodologie de evaluare credeală prin descriptor la nivelul învățământului primar și capacitatea cadrului didactic de a aplica aceste reglementări și de a asigura calitatea actului de predare, învățare și evaluare. Dimensiunea motivațională axiologică se axează pe promovarea valorilor general umane și pedagogice, facilitarea evaluării obiectiv participative și prevenirea și diminuarea stresului în evaluare formativă. Ori în debut am specificat faptul că evaluarea, chiar dacă este centrată pe elev și chiar să vorbim foarte mult în ultima perioadă despre evaluare și să dorim să avem un act evaluativ fără stres sau evaluarea fără stres, ori asta a fost imperios atunci când s-a implementat metodologia de evaluare creată prin descriptori, oricum copiii mai au nevoie și cadrele didactice au nevoie să învețe cum să gestioneze acest stres. Și avem dimensiune reflexivă inovativă, monitorizarea care include în sine monitorizarea progresului în învățare, oferirea și solicitarea feedback-ului constructiv, abordarea critică, dar și relativă a procesului de evaluare. Aceste dimensiuni formate, aceste valori dezvoltate a studenților pedagogi asigură asigură dezvoltarea calităților studentului dintre pedagog competent în evaluarea formativă, care se axează pe următoarele valori: competent, abilitate profesională, autoreflexiv, flexibil, empatic, deschis spre colaborare și abordare valorică și constructiv, receptiv, corect și consecvent. Pentru capitolul sinergia componentelor acțională a componentelor modelul pedagogic de formare a competenței de evaluare formativă la studenții pedagogi, garantează reușita formării competenței de evaluare formativă la viitorii pedagogi, încununează opera procesului de învățământ cu caracter funcțional, cu efecte durabile, cu impact asupra dezvoltării personalității studentului. Capitolul numărul 3 prezintă designul cercetării praxeologice, descrierea metodelor de cercetare cantitativă și calitativă, proiectate în demersul investigațional. Aici avem scăderea dimensiunilor și sunt obiectivele demersului experimental care au fundamentat acțiunile care noi le-am realizat ulterior în cadrul experimentului de constatare și formativ. În etapele cercetării au pornit din 2017 la etapa de constatare până în 2023 la etapa de finalizare a cercetării și elaborare de concluzii. Am aplicat programul experimental pe un eșantion de 96 de subiecți, studenți la frecvență la zi și cu frecvență redusă la specialitățile pedagogie în învățământ primar și pedagogie preșcolară, specialități duble, și pedagogie în învățământ primar și limba engleză, doar studii cu frecvență la zi, în anul 3 și 4 de studii, în dependență de planul de învățământ când se studiază disciplina unitate de curs evaluarea în învățământ. În designul cercetării am ținut cu... Putem să generalizați deja și să treceți la câteva diagrame, da? Deci mi-am propus câteva instrumente de investigație. Chestionarul de evaluare inițială și finală a competenței de evaluare formativă la studenții pedagogi, inventarul de autoevaluare și fișa de observare a activității evaluative a studentului în timpul practicii pedagogice. Primele două instrumente le-am aplicat și la constatare și la control, ca să văd diferența și dinamica procesului. Fișa de observare am aplicat-o în cadrul practicii pedagogice. Chestionarul aplicat studenților a avut drept rol să identifice dacă ei cunosc și recunosc și îi văd eficiența acestei competențe în parcursul lor și în integrarea lor profesională. Deci, o văd ca importantă. Am avut și 25 de respondenți care au considerat că sunt competențe mai importante decât competența de evaluare, dar 41 de respondenți o consideră ca foarte importantă. Deci, dacă să luăm în raport cu succesul școlar al elevului, au considerat că este definitorie și influențează în mare măsură aproape 50% din cei chestionați. Când m-am referit la indicatorii competenței de evaluare formativă, deci deja aici au ales independență de importantă, puțin importantă, foarte importantă și extrem de importantă. La
componente ca foarte important au văzut cunoștințele privind evaluarea formativă în special și docimologie în general, au văzut ca importantă abilitățile de elaborare și implementare a instrumentelor de evaluare formativă și evident aplicarea principiilor și normelor etice profesionale în cadrul procesului de evaluare. Deci, ceea ce ne-a permis să rezultatele experimentului de constatare ne-a permis să dezvoltăm în baza modelului programul de formare a competenței de evaluare formativă, care s-a axat pe 5 dimensiuni sau a fost realizat în 5 etape: pregătirea teoretico-metodologică, realizarea orilor de activități, ajutarea acțiunii aplicată, aplicarea și autoevaluarea. La fiecare etapă ne-am propus să realizăm obiectivele cercetării și să dezvoltăm valorile competenței de evaluare formativă care au fost specificate în capitolul anterior. La fel, am elaborat pentru fiecare valoare, indicator și nivel de performanță atins. Etapa de validare experimentală s-a realizat în perioada septembrie 21-martie 2022. Și rezultatele comparative pentru instrumentele care au fost aplicate. Am să arăt acele componente care s-au evidențiat. Deci dacă să luăm analiza comparativă a chestionarilor de autoevaluare, constatare, control, deci aici vedem creștere bună de la avansat 8.07 la constatare, dimensiune reflexivă inovativă, la 49.56 la experimentul de control. În cadrul experimentului de control am utilizat și fișele de observare a activității evaluative. Aceasta ne-a permis să identificăm nivelul de dezvoltare a competenței de evaluare în dependență de valorile analizate și de dimensiuni cognitivă, acțională, motivațională și... Analiza coordonatelor teoretice privind formarea competenței de evaluare formativă la studenții pedagogi a condus la identificarea celor mai relevante teorii ale învățării, care le-am numit, a fost argumentat teoretic că formarea competenței de evaluare formativă se axează pe diverse modele ale evaluării, modelul centrat pe obiective instrucționale, curriculare, modelul evaluării centrat pe decizie și altele. Studiul referitor la rolul evaluării formative în asigurarea calității procesului instructiv educativ configurează ideea că formarea profesională inițială a cadrelor didactice consistă în acțiuni importante pentru asigurarea capabilității sistemului de învățământ în vederea implementării reformelor și furnizarea serviciilor educaționale de calitate. Având ca reper abordările teoretice și metodologice, am elaborat modelul pedagogic de formare și programul de formare a competenței de evaluare formativă la studenții pedagogi. Conceptualizarea modelului ne-a permis stabilirea locului și rolului competenței de evaluare formativă în profilul de competență a cadrului didactic, precizând componentele sale și perspectivele funcționale. Astfel, elucidarea competenței de evaluare formativă la studenții pedagogi a făcut posibil identificarea dimensiunilor competenței de evaluare formativă și nivelurilor de dezvoltare a acestora, stabilirea valorilor competenței de evaluare formativă, controlarea profilului atitudinal al studentului pedagog competent în evaluarea formativă. Iar experimentul pedagogic proiectat și realizat a demonstrat funcționalitatea și eficiența programului de formare, inclusiv prin atingerea nivelului de performanță a grupului experimental prin valorile comparate obținute la etapa pretest și post-test, evoluție diferențiată pe rezultate ieșiri între reșiri, prin rezultatele analizei statistice realizate de către testul Wilcoxon și Krushkal, recomandăm integrarea modelului competenței de evaluare formativă în programe de formare inițială la nivelul 5 și 6 SCET, integrarea competenței de evaluare formativă în sistemul de formare inițială a cadrelor didactice la specialitățile pedagogice prin implementarea unei abordări interactive și practice axată pe aplicarea principiilor competenței de evaluare formativă în contexturi didactice particulare, asigurarea valorificării continuității modelului în cadrul didacticilor particulare, implementarea modelului la studenții pedagogi în programe de formare continuă, și altele ca atât. Și crearea de platforme online cu resurse educaționale interactive dedicate competenții de evaluare formativă și facilitarea accesului la documente naționale și internaționale, studii de referință, resurse educaționale deschise și de expertiză, mentorare în domeniul evaluării formative. Vă mulțumesc! Mulțumim! Vă rugăm întrebări.
pot adresa întrebări atât membrii Consiliului, cât și persoanele prezente aici. Rugăm. În teză noastră afirmați că fiecare rol a profesorului în instruire generează o competență. Care ar fi acel rol care generează competența de evaluare formativă? Mulțumesc, domn profesor, pentru întrebare. Procesul instructiv educativ este unul complex, care implică în sine predare, învățare și evaluare. Și iată, asigurarea procesului de evaluare, care este un act didactic complex, care generează multiple responsabilități din partea cadrului didactic, ce ține de selectare, reconceptualizare, adaptarea instrumentelor de evaluare la nivelul grupului de elevi, crearea mediului suportiv în cadrul lecțiilor pentru a asigura o evaluare formativă eficientă, solicită cadrul didactic cunoașterea atât a particularităților de vârstă, adică atât a cunoștințelor din domeniul psihologiei, cât și a celor ce țin de docimologie, de strategii, de principiile evaluării obiective, de principiile evaluării centrate pe elev, care asigură calitatea procesului instructiv educativ în ansamblu și asigură starea de bine a elevului la clasă. Aici o văd. Da, mulțumesc. În ultimii ani, tot mai multe, după părerea mea, apar deci publicații în care se afirmă că competența nu are ce face în școală. Care e punctul noastră de vedere? Competența cui? Competența... În general, ca și concept. Există studii foarte multe care... Unele contradictorii. Care, evident, unele contradictorii care prezintă competența ca abilitate, ca atitudine, ca construct din cunoștințe, capacități, atitudini, raportate la anumite rezultate ale învățării. Părerea mea este că competența în sine, ea se demonstrează în context acțional, de aceea tot ceea ce se întâmplă la școală este un parcurs prin care copilul dobândește cunoștințe, își dezvoltă capacități, își formează anumite atitudini și în final acestea sunt îmbrăcate în acest concept frumos de competență. De la sine? Nu de la sine. De la sine? Nu de la sine, domn profesor. Competență școlară. Mulțumesc foarte mult, doamna Marin. Nu de la sine. Ori sunt documente regulatoare care vin să detalieze idealul educațional stipulat de către codul educației și atunci avem nevoie de micro sau de finalități la nivel micro care să ne organizeze procesul instructiv educativ astfel încât să fie unul care să respecte principiul sistematizării și continuității, care să respecte principiul legării teoriei de practică și toate principiile clasice care le-a zis încă Comenius în didactica generală. Magna. Acum, în context, avem învățământul general și avem învățământul profesional de mai multe niveluri, inclusiv celul superior. Consiliul Europei în ultimii ani recomandă ca instituțiile de învățământ superior să se centreze pe rezultatele învățării și pe competențe. Dar eu aici văd cultură diferită, cultură generală pe care noi o formăm în școală și cultură profesională pe care noi o formăm la facultate. Evident că cele competențe care le formăm noi în școală, elevul de zi cu zi le demonstrează în comportamentul lor, inclusiv și în școală și în afara școlii, pe când studentul nu are un context de manifestare a culturii profesionale. El urmează să meargă într-un mediu profesional pentru ca să demonstreze acele competențe în contexte specifice activității profesionale. Deci aici ar fi mult. Noi am trecut mai multe etape, cu termeni diferiți, cu subcompetențe, cu competențe. Același conținut se numește diferit. Da. Mulțumim. Alte întrebări?
alte întrebări. Dacă îmi permiteți, teza de doctorat pe care astăzi noi o analizăm, o evaluăm, ține mai mult despre de competența metodică a cadrului didactic la învățământul primar, pe bună dreptate, pentru că menționați racordarea acestea la codul educației, articolul 16, alineat 5, însă vreau să vă întreb în ce măsură considerați că aceste rezultări sunt generalizabile la alte contexte educaționale decât la învățământul primar. Este cazul să se extindă și asupra altor discipline sau altor niveluri? Mulțumesc, doamna Alin, pentru întrebare. Evident că când vorbim despre evaluare, noi nu putem să... Este specific aparte în dependență de la ce ține de metodologie. Operațiile evaluării rămân aceleași indiferent de nivel. Dacă vorbim de învățământul preșcolar, tot vorbim de măsurare, apreciere și decizie. Dacă vorbim de învățământul primar, aceleași operații le realizează procesul de evaluare și este imperios la nivelul gimnazial, acolo unde s-au introdus mai ales descriptorii în anumite discipline, cum ar fi dexteritățile, vorbim despre educația tehnologică, educația fizică, să fie prezentă sau să manifeste profesorul această competență, ori cei care vin din clasele primare, ei vin cu o anumită capacitate sau cu o anumită competență de autoevaluare deja dezvoltată și ei așteaptă aceste răspunsuri de la profesor. Profesorul nu le oferă, ori nu are capacitatea de a argumenta și de a justifica acțiunea evaluativă care a realizat-o și măsura sau măsurarea nivelului de performanță atins de elev raportat la finalitățile educației. Este foarte important, am abordat acest subiect și în cadrul formării continue la facultate. Da, și accept răspunsul dumneavoastră. Mulțumesc. Și în contextul dat, vreau să vă întreb, pentru că am analizat foarte bine recomandările pe care le dați și direcțiile de perspectivă, care ar fi o strategie de diseminare acestor recomandări și ceea ce ați spus acum tot are un caracter de recomandare. În ce măsură credeți că este real să continue cineva teza dumneavoastră și pe alte segmente? Sau chiar și la nivelul direcțiilor de politici educaționale? Din câte cunosc, la nivelul învățământului superior este o teză în proces de susținere. Acum, doamna Bărmaz este coordonator științific a tezei respective, vorbim despre competență de evaluare formativă la profesori universitari. Dacă acest subiect se studiază și înseamnă că se simte necesitatea și problema este destul de stringentă, din mai multe perspective pot să zic că este necesar acest lucru. La nivel de dezvoltare aș dezvolta personal prin anumite cercetări. La nivel de diseminare, deja o fac în cadrul cursurilor de formare continuă, cum am menționat anterior, la toate specialitățile. Vorbesc mai puțin la preșcolar, dar mai mult vorbesc la profesorii de română, la profesorii de matematică, cei care sunt formația noi în cadrul departamentului de formare continuă. Da, o singură întrebare, dacă îmi permiteți. În cercetarea dumneavoastră abordați și conceptul de performanță. Care este locul și rolul lui în contextul, în spațiul competenței de evaluare de care vă ocupați? Performanța ca finalitate sau ca nivel de dezvoltare a competenței care poate fi evaluată de către cadrul didactic. În acest context, am mulțumit de un profesor de întrebare, în acest context am abordat acest concept. Da, mulțumesc. Am alte întrebări? Altcineva? Mai dorește cineva să formuleze? Dacă îmi permiteți, atunci o întrebare. Dumneavoastră ați prezentat foarte bine și în detaliu toate modalitățile, toate condițiile, toate contextele, adică cele din procesul de formare profesională care au influențat formarea competenței de evaluare formativă și, printre altele, ați și enumerat în teza dumneavoastră acele discipline care contribuie la... Deci ați avut programul, ați avut modelul, ați avut programul, dar și alte discipline care contribuie la formarea acestei competențe. Spuneți, vă rog, pentru că cred că este important pentru noi cei din mediul universitar,
Dacă ați avut vreo implicare și dacă ați avut această implicare, cum ați integrat eforturile tuturor celor care au ca țintă sau unul dintre obiective formarea competenței de evaluare? Deci dumneavoastră ați avut programul, dar ați și enumerat și alte discipline universitare în contextul cărora se contribuie. Mulțumesc, doamna profesor. Am făcut seminare la nivelul catedrei și formări cu colegii de la catedră pentru diseminarea modelului. Cursul de evaluare, sunt toate de curs de evaluare în învățământ, este succedată de către metodicile particulare și vin să dezvolte. Deci ceea ce eu am, ce împreună cu titularul de curs am dezvoltat în cadrul cursului, prin intermediul metodicilor particulare, deja ajungea la alt nivel de dezvoltare. Am implicat aici și stagiul practic, de instruire practică, de stagiul practic. Nu putem să observăm competența doar în context de declarativ sau de cunoștințe declarative. Am mers la clasă, am făcut observări până cu studenții, după asta am făcut observări în timpul activităților nemijlocite ale studenților și am colaborat împreună cu colegii atunci când pregăteam studenții pentru activitatea la clasă. Mulțumim, dacă îmi mai permiteți încă o întrebare. Deci, competența de evaluare formativă, probabil, presupunem și ați argumentat dumneavoastră, vine și dinspre necesitatea acoperirii unor prevederi de politici, pentru că s-a schimbat concepția de evaluare în învățământul primar. Noi înțelegem foarte bine că un cercetător are și riscul, începe cercetarea la un anumit moment, o finalizează peste ceva ani, lucrurile nu stau pe loc și merg înainte, dar știm și avem prezența aici în Consiliu persoane care s-au implicat plenar în elaborarea acestei concepții și în promovarea conceptului și evident că cadrelor didactice din învățământul primar, în mod special, li s-au oferit formări. Întrebarea către dumneavoastră este cum ați valorificat și dacă ați valorificat acele materiale și conținuta formărilor care au fost realizate cu grupul țintă învățătorii claselor primare și nu știu care este noutatea declarată în teză, dar totuși, care este, cum îmi place domnul profesor Pujocaru să zică, care este plus valoarea cercetării dumneavoastră în contextul când învățătorii de clasă primare realizează la moment o evaluare formativă utilizând criterii și descriptorii respectivi. Deci, ce este nou și nu fac ei acum? Adică, dacă ați și că, bine, obiectul cercetării dumneavoastră cu referire la teză nu are, deci nu trece de mediul universitar, dar poate ați studiat, ați elaborat articole, ați din interes științific și curiozitate științifică, poate ați cercetat și mediul profesional. Deci ce aduce dumneavoastră absolut nou, ce nu au acum? Că acum parcă lucrurile merg cumva și nu se plânge nimeni. Mulțumesc mult de întrebare, doamna profesor. Într-adevăr, metodologia de evaluare criterială prin descriptor este una funcțională, una bogată în instrumente relevante cadrelor didactice, ori au libertate de a-și alege produsul în dependență de competența care este stipulată în curriculum. Ceea ce am văzut eu aici, am văzut niște valori ale competenței de evaluare formativă care le-am indicat la dimensiunile de cercetare, care cumva rămâneau un pic, nu că rămâneau un pic în umbră, dar la care cadrele didactice aveam nevoie de formare. Deci noi am făcut un studiu, dacă ați remarcat, că este de durată, într-adevăr, cercetarea mea este de durată, început în 2012 și am făcut câteva cercetări
preexperimentale, în care, ce drept, în 2014, atunci când nu era încă, era de-abia perioada preimplementarea evaluării puterii prin descriptori, și iată atunci am identificat nevoia de a dezvolta sau de a dezvolta abilități de selectare relevant a instrumentelor de evaluare, de elaborare criteriilor de evaluare acestor instrumente, de oferire a feedback-ului constructiv, de argumentare și justificare nu numai normativă, dar și formativă a rezultatelor atinse sau a rezultatelor atinse de către copii. Să înțelegem formările anterioare și materialele didactice care sunt elaborate. Acestora le lipsește momentan. În perioada când am realizat cercetarea, erau preexperimentală, nu erau foarte distincte. Eu aplic sau am aplicat acest program la nivelul studenților și la grupul meu de cercetare a fost studenții de la formarea inițială și atunci pentru un cadru didactic care activează și care este în proces, este mai ușor să aplice prevederile metodologiei de evaluare criterială prin descriptor decât unui debutant care are nevoie de ghidare la etapa inițială și de dezvoltare a celor abilități de selectare și organizare a procesului. Doamnă președinte, dacă îmi permiteți să completez, pentru că întrebarea dumneavoastră într-un mod sau altul mă vizează și vreau să menționez, vreau să o ajut pe doamna Putină, pentru că dumneavoastră de fapt a dat un răspuns plauzibil, dar plus valoarea este că dumneavoastră a implementat, a adaptat, a ajustat această metodologie la un loc gol, care noi nu l-am avut, în urma ordinului care a existat în 2018 de la Ministerul Educației, cu referire la implementarea conceptului de evaluare criterială la studenții pedagogi. Și ceea ce a făcut doamna Putină este extrem de important, întrucât asta trebuia să se facă, cineva trebuia să se ocupe și mai ales când lucrul ăsta este într-un context de cercetare de doctorat, este foarte important și... Deci asta cred eu că, argumentul, ținând cont din tot ce am analizat și ca membru a Consiliului, eu asta am urmărit, am citit cu foarte multă atenție și cu adevărat asta este... Și argumentul de la care a pornit că a început să lucreze cu studenții care au venit cu note și știau foarte bine că trebuie exact, să pună note. Da. Și erau absolut pe din afara descriptorilor și calificativelor. De la asta am pornit atunci când, în 2012... Și pentru inserția debutanților este foarte important, generația următoare de învățători care vin în școală deja... Sau părinții ce făceau, sau mai fac încă, vis-a-vis de acest calificativ. Pentru că eu am nepoțică în clasa a treia și întreb cum azi rezultă, ce ai nota, ce ai la matematică, zice 9, zice ce vă pun 9 la primare, zice nu, dar foarte bine, sunt 9. Deci exact, nu scoți din mintea lor răspunsul ăsta, am găsit și nepoțica mea. Bun, eu am terminat cu rezultate foarte, note foarte bune și eu întreb, dar ce note ai? Păi n-am, ai note? Nu, am fi bine, dar asta înseamnă note foarte mari. Da. În România FB noi ai noștri nu prea zic FB-ul ăsta, nu, dar peste tot și în clipuri FB. Și nu trebuie ric așa pentru Facebook. Degajarea nu, situației. Foarte bine. Poate și Facebook. Ați zis de stres. Cu cel mai foarte bine ziua de azi e Facebook-ul. Încă o întrebare, ziceați dumneavoastră că o dimensiune o aveți acolo ce ține de motivare și aspectul emoțional al comportamentului și elevului și cadrului didactic este să diminueze stresul în evaluare. Și întrebarea mea este, stresul în evaluare, stresul elevului în evaluare este determinat doar de condițiile, contextul, mediul de învățare și de percepțiile sociale, care el vine într-un sală de percepție. Evident, mulțumesc, doamna profesor, de întrebare, evident că și percepția socială își joacă un rol, are un rol important, orice ce zice mama acasă, Doamne ferește, dacă vii cu o notă mai proastă, dacă nu vii FB, și atunci ține deja de competența cadrului didactic să diminueze aceste stări și să-i asigure confortul psihologic și să-l asigure că ceea ce el
ca sau calificativul care îl ia el la evaluarea formativă nu este un calificativ în loc de un bici. El este o modalitate ca el să identifice până la ce etapă a ajuns. Și care sunt acțiunile și strategiile care trebuie el să le realizeze, să le aplice pentru a atinge un nivel de performanță de el dorit. Evident că da, aici implică și părintele. Ceea ce este, le zic și studenților mei de fiecare dată, ceea ce este bine la nivelul învățământului primar este faptul că cadrul didactic este cel care are rol de zeu. Până în clasa 4, el își are o personalitate, personalitatea cadrului didactic de la învățământul primar are un rol foarte important în dezvoltarea personalității elevului. Și de foarte multe ori, ceea ce a zis învățătorul la școală este mai superior, mai important decât ceea ce zic părinții acasă. Și atunci consider că este foarte important ca cadrul didactic să poată asigura acest nivel superior. Oricum, eu am găsit, cred că mai mult de 10 publicații în care se spune așa că evaluarea formativă îmblânzește evaluarea. Îmblânzește. Sunt multe publicații cu această calificare. Așa au zis învățătorii la cursurile de formare în implementarea conceptului. Mulțumim evaluării criteriale prin descriptori că m-a făcut mai bună. Deci pe el l-a făcut mai bun, ca să fie mai bun nu înseamnă mai puțin obiectiv, dar mai atent și mai centrat. Și asta nu înseamnă că nu mai e loc de îmbunătățire și exact. De perfecționare continuă. Da. Pentru că e o practică inovativă. Deși am furiat pe mulți părinți da. Care... Și chiar pe mulți profesori, unul de cadre didactice. Da, care aveau alte... Reticențe, mari reticențe. Da, logic. Da. Da. Doamna Putina și alți părinții noștri care vor avea drept obiect de cercetare, formare, competențe, evaluare formativă, acolo la taxonomia competențelor, că ați adus mai multe tipuri, clasificări, unde este una psihosocială, trebuie să puneți accent psihosocial, deci formarea percepției adecvate a părinților. Mm-hmm. În situația când scrieți o lucrare, o monografie, poate că le dedicați și părinților un paragraf anume sau, de exemplu, poate dirigintelui sau profesorului obiect, el să înțeleagă cumva pentru ca să poate crea confortul necesar și condițiile necesare, autentice, pentru ca să poată realiza competența lui de formare formativă, trebuie să instruiască și părinții. Mulțumesc pentru succesul valoros. Putem trece la etapa următoare. Da? Mergem? Atunci îi oferim cuvânt doamnei secretar științific, doamnei Carolina Țurcanu, pentru că ei va veni cu informații privind conținutul sau prezentare succintă a avizului semnalului științific cu copil și altor avizii parvenite conform cerințelor susținerii. În ședința seminarului științific de profil, după cum am notat mai sus, a avut loc în data de 25 august 2023, a fost protocolizată prin procesul verbal numărul 4. Sugestiile privind la modificările efectuate în teză au fost incluse în tabelul de divergență care este anexat la dosar și au fost prezentate după susținerea în seminar. Vă bucta unele din aceste sugestii, voi generaliza. A fost se recomandă a fi revăzute componentele structurale ale aparatului științifico-categorial. În introducere se accentuează ciclul primar. Se consideră mai bine de prezentat aspectul general referitor la rolul evaluării formative a competențelor de evaluare formativă în domeniul educațional. S-a propus să fie redactată problema cercetării și ipoteza cercetării, precum și revăzute obiectivele cercetării, deoarece ultimele două la etapa de atunci erau prezentate sau formulate ca etape. Noutatea științifică și semnificația teoretică trebuia fortificată cu un element de noutate. Cuvintele cheie s-a propus de omis în tabla competența de evaluare a cadrelor didactice.
pornind de la titlul tezei, s-a propus redactarea primului paragraf la Bernas, care a propus atunci la seminarii această sugestie de a formula altfel în exigențe actuale în formarea profesională inițială bazată pe competențe. Paragraful 2.1 s-a propus să fie redactat în metodologia formării competenței de evaluare formativă în învățământul universitar la studenții pedagogi. Paragraful 2.2 rămâne cu aceeași sintagmă. Așa, s-a propus și în capitolul 2 de modificat cuvântul dezvoltare în formare. Paragraful 2.2 în paragraful 2.1 erau prezentate principiile pe care se fundamentează formarea competențelor de evaluare formativă și se consideră că acest aspect ar avea de a câștiga dacă s-ar arăta foarte clar deducerea principiilor unul din altul și pe orizontal, ceea ce aș fi făcut pretendenta. S-a propus să fie luate figurile închinate, să fie mai vizibile, de trecut unele tabele, tabelul 3, 5, 3, 6 în anexe, de făcut referințe la sursele primare sau descris acud, acolo unde lipsea, de respectat terminologie și de completat lista abrevierilor acolo unde era cazul și evident că de redactat textul tezei, nu numai gramatical, dar și în conformitate cu cerințele ghidului anexat. Toate aceste sugestii au fost luate în considerație, este anexat și tabelul de divergență la acest dosar. Și decizia seminarului din cadrul Universității de Stat din Moldova a fost asta, a recomandat EZ de doctor în științele educației, cu denumirea prezentată astăzi, elaboratul de pretendenta Putină la specialitatea pedagogie universitară pentru examinare în Consiliul Științific Specializat. După aprobarea și luarea deciziei de la ANCEC, a venit o notă informativă, o să dau citire, nu la întreaga notă, o să dau citire numai punctelor principale, sunt 9 puncte. Și nota informativă, primul punct, scrie așa, de redactat științific și de ajustat compartimentele admitării și introducerii în conformitate cu cerințele ghidului, aprobat în 2018 și modificările ulterioare. 2. În capitolul 2 se recomandă, sunt mai multe punctate, de a redacta și de a transfera anexele, în anexe tabelul 1.1 și 1.7, ce s-a făcut, a redacta referințele bibliografice în aspectul corectitudinii numelui autorilor, de a corectat prescurtarea paginilor din pe punct în pagi, punct, și tot așa mai departe. În capitolul 3, punctul 3, în capitolul 3 se recomandă de a dezvolta componenta chestionării de evaluare pentru studenți elaborat de autor, excluzând utilizarea a două instrumente simpliste aplicate, inventat de autoevaluare. De descris aportul autorului în programul de formare, ținând cont de multiple referințe la surse teoretice, de argumentat utilizarea în cadrul experimentului acelor 96 de subiecți, studenți, fără a avea grup de control, de revăzut concluziile generale și recomandările, compartimentul bibliografiei necesită ajustarea la prevederile grupului, după cum s-a spus mai sus și la seminar. În textul lucrării mulțimea de acum este utilizat foarte des și incorrect, s-a luat în considerație acest lucru. Lucrarea necesită redactare tehnică și gramaticală, stilistică și științifică. Toate aceste obiecții sunt trecute în tabelul de divergență sau răspuns la nota informativă, iar aici este semnată de pretendentă, de coordonatorul științific, președinte și secretar. Acum, în afară acestor, au mai intervenit și avizi la rezumat din partea doamnei Groza Maria, doctor habilitat în științii pedagogice, profesor la Universitatea Pedagogică de Statul Muntrean de Chișinău. Din cadrul aceleși instituții a parvenit aviz de la Stratan Victoria, doctor în științele educației lector universitar, din Universitatea de Stat Bogdan Petricei, cu Fașdeu din Bacul, a parvenit un aviz din partea doamnei Pietro Valeriana, doctor în științe pedagogice, conferențială universitar,
Din partea Universității de Stat din Moldova avem un aviz din partea profesorului Dr. Cabilitat, decanul nostru, Lugur Gravinăr, și din partea doamnei Clitici Veronica, doctor în științe pedagogice electrouniversitare la Departamentul Științei de Educație. Deci avem 5 avizii. Autorii la toate aceste avizii au dat avizii pozitive și vorbesc despre faptul că pretendenta merită conferirea titlului de științific de doctor în științe de educație la pedagogie universitare. Mulțumim, doamna Turcan. Doamna Cotin, dacă aveți să remarcați ceva sau să completizați. Mulțumim. Mulțumesc foarte mult pentru avizile oferite și pentru timpul dedicat lecturii rezumatului la fel de tot. În continuare, oferim cuvântul conducătorului științific, doamna profesor. Mult stimată doamna președinte, onorat Consiliu, distinși referenți, mă simt onorată audiență, mă simt recunoscătoare, îmi exprim recunoștința, pentru că astăzi asistăm la evenimentul colegii noastre de la Universitatea de Stat Aleco Rusu din Bălți, Dorina Cutină, colega care și-a dedicat o bună parte din viață și din cariera profesională, de fapt întreaga carieră profesională de până acum, învățământului. Suntem foarte apropiate ca destine pedagogice și m-am bucurat să devenim prietene și să lucrăm cot la cot la această teză. Nu a fost ușor, am avut mai multe impedimente. Domeniul evaluării în sine este unul foarte complex și am avut multe lecții de învățat. Dorina însă, fiind perseverentă și având o formație clasică pedagogică la școala pedagogică, colegiul pedagogic, apoi absolvind universitatea în domeniul învățământului primar, a venit cu o experiență deosebită și ulterior, activând, s-a prezentat aici CV-ul atât în formarea cadrelor didactice, cât și în învățământul vocațional, puțin din altă sferă, dar tot în calitate de metodist, a demonstrat calități manageriale și pedagogice deosebite. De asemenea, calitățile personale pe care le are, inclusiv obiectivitatea și corectitudinea, pedanteria, așa să spunem, i-au permis să se axeze pe problematica evaluării și să fie foarte consecventă în abordarea dimensiunilor pe care le-a abordat aici. Am învățat de la ea mai multe lucruri. O felicit pentru acest succes. A întrerupt la un moment dat studiile de doctorat, dedicându-se familiei și cred că la început am fost puțin stresată, că dacă, nu știu dacă o scoate la capăt, dar totuși un parcurs de 12 ani i-a ajutat, a crescut și doi copii frumoși și a reușit să se aprofundeze în subiectul de cercetare. A avut credibilitate și a avut colegi de la Universitatea Pedagogică din Bălți care au susținut-o și exprim recunoștință și doamnei decan Tatiana Șova, alături de care a muncit atât la Colegiul Pedagogic din Bălți, unde Dorina a avut Dorina Putină, scuzați, mai am o doctorandă Dorina Rusu și Dorina Putină, așa am zis din a fost numele, da. A lucrat ca manager și a rămas așa de fidel și acum colegiului pedagogic. După aceea, universitatea a preluat-o cu achiziție foarte bună și a lucrează
alături de colegii, de la Colegiul Pedagogic și la Universitatea din Bălți. Este o, așa, o combinație destul de interesantă, mai puțin obișnuită pentru noi, să urmărești copiii, viitorii pedagogi formați la colegiu, la, apoi la universitate. Am văzut lucruri care, pe care nu le-am prins eu așa. Este aici reprezentată doamna Bejan, care de asemenea are același parcurs profesional. Am învățat de la ea și m-am mai calmat pe anumite aspecte, așa, eu fiind o fire mai colerică, așa, și echilibru emoțional, unde ori mi-l mai perturbau anumite circumstanțe. Dorina a știut să-și mențină și să ne liniștească și să zică mergem înainte în pofita la toate lucrurile care s-au făcut. Dorina vine dintr-o dinastie de pedagogi. Îi mulțumesc acum și mamei sale, care este învățătoare de viață și la vârsta dumneavoastră de 65 sau 64, scuzați, de ani, munciți în calitate de învățătoare într-o școală rurală. Îmi dau seama că nu este deloc ușor. Mă gândeam cât ea prezenta că dumneavoastră ați fost și un subiect de cercetare care ați motivat-o, fiindcă ați trecut și prin evaluarea fără calificative o viață și apoi aproape de pensie ați trecut la calificative și știți mai multe să ne împărtășiți. De asemenea, sora ei mi-a fost studentă și la litere și este acum cadru didactic la Universitatea de Medicină, care finalizează studiile. Deci și cu nata profesoară și toți, deci o familie de profesori care a susținut-o și a promovat-o și a ajutat-o enorm să se uite la această profesie care astăzi are un statut social poate nu atât de bine meritat precum ne-l dorim noi, dar este un exemplu de prestație profesională corectă și evident, la teză ar mai fi niște lucruri de îmbunătățit, zic eu. Inclusiv m-am agățat de partea aceasta gramaticală și când mă uit tot au mai rămas. Poate am înroșit prea mult textul și când s-a dat la acceptarea tuturor s-au mai scăpat anumite lucruri. Ne cerem scuze pentru micile, pentru erorile care s-au strecurat, tehnice care s-au strecurat acolo. Dar a fost o muncă enormă, sper într-adevăr să acopere acel gol care era și să fie valorificată teza în continuare și să vă folosească cercetarea în cariera profesională ulterioară. Succese și mulțumim tuturor! Acum am ajuns la o etapă la fel de importantă, o procedură de susținere, pentru că sunt prezenți aici în Consiliul nostru și doi referenți oficiali, domnul profesor Vlad Văslaru, doctor habilitat, doamna Bernasă, doctor conferențial universitar, și o să vă rugăm pe domnul profesor Văslaru să prezinte. Doamnă președinte, onorat consiliu. Vă simțiți bine așa sau să vă spunem în tribuna, că acum nu vă... Eu am stau în picioare cât am spot și dacă n-am spot, am să mă așez. Dacă aducem tribuna să fie mai comod, aducem că nu încurcă la cameră, atunci încurcă la ecran. Dacă acum nu încurcă. Nu încurcă. Păi lăsați-o acolo, eu am să mă țin de hârtiile mele. Mai întâi am să fac un preambul care l-a referat, care cred că o să pice bine, anume în contextul polemicilor cu privire la ce este competența și cu ce se mănâncă, dar mai ales care va dezvăluie, nu va dezvăluie, va explica anumite note sau pretenții pe care le-am formulat eu în referat tezii de doctorat a doamnei Dorina Cutinea. Competența este termenul care definește fenomenul pedagogic invaziv de cea mai mare capacitate care a fost atestat vreodată. Astăzi, în pedagogie, totul este competență, de la cunoștințe la capacități, priceperi, deprindere, atitudini și de la ele la abilități, aptitudini,
trăsături caracteriale, comportamente, convingeri, reprezentări și viziuni. Competența a devenit cărămidă elementară a educației, edificarea personalității umane folosind-o atât în calitate de material de zidire, cât și ca material de asamblare, finisare, design interior și exterior. Anumite competențe, cele transversale, de exemplu, operează, se manifestă chiar și în afara educabililor, penetrând în mod magic mecanismele de cunoaștere și chiar cunoștințele a două și mai multor persoane, grupuri de comunități de oameni. Se așteaptă ca în curând pedagogia, ca știință generalizată a educației, va fi redenumită în competențologie, căci produsele finale ale educației nu vor mai fi copii, adolescenți și tineri bine educați, sănătoși, eleganți, frumoși, culți, politicoși, mărinimoși, morali și spiritual, ci doar indivizi competenți. Numai bun deconectat la sistemele virtuale în calitate de servi ai unor tehnologii care să producă mâncare și spectacol. Cunoașterea care atare va dispărea, căci educabilii nu vor studia gândirea, ci doar unele din produsele ei, iar dispărând cunoașterea, va dispărea și intelectul. Astfel, omul nu va mai ști cum să-și ghideze sufletul ca să avanseze în spirit. Rămânând în afara spiritului, individul uman nu va mai fi în stare să devină într-o propria ființă, căci nu va exista nici noțiune de ființă, precum vor înceta să mai opereze și principiile ființării. Oamenii nu-și vor mai pune întrebări, căci ei nu vor mai fi oameni, ci doar niște indivizi competenți. Fenomenul competențificării educației este deja atât de puternic și profund încât a generalizat întreaga existență a lumii moderne, deculturalizând educația până la incapacitatea de a se mai comunica cultural într-un domeniu responsabil de avansarea individului uman din natură în cultură, educația. Ne-am pomenit astfel că și acest referat al tezei de doctorat nu mai putea fi realizat fără a folosi termenul competență, căci există riscul real de a nu fi înțeles de către ceilalți experți. Plătim deci acest tribut împreună cu explicațiile de rigoare deduse de la Xavier Rogers. Noțiunea de competență are în vedere un produs al instruirii profesionale și nu al culturii generale, căci sintetizează cunoștințe, capacități și atitudini, în sens îngust, de realizarea unor operații, a unor rol, a unui funcție aferente activității într-un domeniu profesional. Ori cercetarea de doctorat a doamnei Putină are ca obiect atât studenții pedagogi, prin aceasta integrându-se în definiția lui Rogers a competenței, cât și elevii, instruirea și educația cărora admite doar parțial conceptul de competențe. Argumente epistemice pentru redefinirea competenței ca entitate a învățământului general și a curriculumului școlar n-a prezentat niciun autor. N-a fost abordată nici problema raportului obiectiv-finalitate-competență. Nu s-au formulat argumente epistemice nici pentru constituirea competenței doar din cele trei componente. N-a fost revăzut în baza noilor cercetări psihopedagogice nici definițiile fiecărei din cele trei componente ale competenței. Cunoștințele, de exemplu, azi nu mai sunt înțelese ca informație procesată prin memorare-reproducere, ci ca informație personalizată, semnificativă personalității educabilului, spune Stones. De ce ar trebui, dar, să folosim termenul competență în locul termenilor pricepere, deprindere, abilitate, aptitudine, trăsătură de caracter, reprezentare, imaginație, viziune, concepție, gândire, creație? Mai exact, de ce în documentele europene despre educație acești termeni pedagogici nu mai sunt folosiți sau sunt utilizați doar ca niște noțiuni adiacente competențelor? Trebuie oare să înțelegem că învățământul formal de azi își derogă obligațiunea de a cultiva caractere umane, personalități integre, ființe creative, capabile să cunoască nu doar produsele cunoașterii, dar și principiile cunoașterii, să se autodefinească ca ființe libere în misiunea lor de autodesăvârșire? S-a considerat că funcția de piatră unghiulară și-o poate asuma conceptul de competență, cu condiția ca aceasta să generalizeze întreaga pedagogie. Fiind însă pedagogia modernă văduvită de filonul epistemic
Încă înainte de cele două războaie mondiale, în antichitate, pedagogia făcea corp comun cu filozofia. Ne-am pomenit de curând cu invazia competenței în toate domeniile educației și învățământului, dezlocuindu-i filonul cultural, ceea ce ar putea duce la moartea pedagogiei. Aceasta fiind locuită cu tehnologia, despre care Einstein scria că, citez, mi-e teamă de ziua în care tehnologia va fi mai importantă ca relațiile interumane. În lume va exista o generație de idioți, încheiat citatul. Existența deja unei generații de pedagogi incapabil a înțelege un discurs pedagogic exprimat altfel decât prin conceptul de competență, ne determină să folosim și noi acest concept. Vom înțelege prin el însă, în fiecare caz aparte, cunoștințe, capacități, priceperi, deprindere, abilități, trăsătură de caracter, de personalitate, reprezentare, imaginație, apreciate de Einstein drept cel mai important lucru, gândire, viziune, creație, concepție sau comportament. Am examinat deci teza doamnei Putine pornind de la conceptul primar de competență, de capabilitate elementară de a realiza anumite operații și activități profesionale. Actualitatea și importanța temei de cercetare doctorală a doamnei Dorina Putină este dedusă din trecerea de la note la calificative, de la evaluarea bazată pe măsurare la evaluarea bazată pe calitate, de la evaluarea rezultatelor învățării la evaluarea procesului de învățare, trecerea de la curriculumul axat pe obiective la cel axat pe competențe, precum și de la validarea conceptului de competență de evaluare prin acte legislative, cu trimitere la Codul Educației. Acesta însă, Codul Educației, stipulează trecerea de la evaluarea rezultatelor învățării la evaluarea învățării. Astfel s-a făcut subtil și trecerea de la centrarea pe elev a învățământului acțional din Republica Moldova la centrarea lui pe proces. Astfel se obține și o construcție aparent logică care încoronează competența ca regina a finalităților educaționale, precum și reorientarea formării cadrelor didactice la formarea competenței de evaluare. Deci și tema tezei de doctorat a doamnei Putină este circumscrisă competenței de evaluare, deoarece chiar și notarități naționale, vezi pagina 10, atribuie competenței de evaluare o importanță aparte față de cultura evaluării, deși textul instaurează o altă logică. Cultura este totalitatea valorilor create de omenire. Ori, competența de evaluare este parte a culturii evaluării și nu ceva aferent acesteia. Și documentele școlare nu prea iau în considerație lucrările științifice de referință, deci, citez, formarea competenței evaluative a cadrelor didactice, observă autoarea cu trimitere la standarde de competență profesională ale cadrelor didactice în învățământul general, reprezintă o condiție esențială pentru integrarea într-un sistem educațional de calitate. Autoarea a fost nevoită, deci, să argumenteze actualitatea cercetării sale și cu niște valori declarate imuabile ale unui învățământ gestionat 3 decenii de aceiași imuabili producători de legi și acte normative. Cadrul legislativ-normativ însă nu are misiunea de a prescrie științe, principii și metodologii de cercetare, ci de a implementa rezultatele cercetărilor științifice. Problema nu e una locală. Pe plan european, considerându-se o tendință generală de abandonare, ocolire a categoriilor fundamentale ale educației, înglobate de termenul epistemele educației, singurele care pot da seama de rațiunea, teleologia, axiologia și metodologia educației. Doamna Putină trece peste acest impediment prezentând prima valoare a cercetării sale, o listă mare cu nume din lume și de la noi și cu aspecte ale competenței cercetate de aceștia pentru a confirma științific calitatea de categoria de bază a competenței de evaluare în pedagogia modernă. Dar competența de evaluare este puțin studiată, constată autoarea, până azi nefiind stabilite clar valorile care îi dau esență.
Din acest material riguros procesat, autoarea identifică contradicțiile, lipsa de claritate și coerență în sistematizarea valorilor pentru dezvoltarea competenței de evaluare formativă a studenților pedagogi, între prevederile programelor de formare inițială și practica pregătirii studenților în domeniu, remarcă expresia lipsa retroacțiunii elevilor la actul evaluării, între standardele profesionale și lipsa detalierii și ambiguitatea terminologică, între necesitatea de a gestiona anxietatea asociată evaluării și capacitatea reală a cadrelor didactice de a răspunde la această provocare, în baza cărora autoarea identifică o problemă științifică redată de întrebarea: care sunt fundamentele teoretice și metodologice ale competenței de evaluare formative pentru studenții pedagogi care vor activa în învățământul primar? Autoarea reușește să aplice algoritmul cercetării pedagogice pentru a soluționa problema științifică într-o înlănțuire logică și complementară a componentelor algoritmice. Metodologia cercetării are în vedere toate aspectele evaluării școlare cercetate în spațiul educațional românesc, mai puțin raportul subiect-obiect în educație. Ipoteza este structural legată de sistemul obiectivelor generale, obiectivele de scop, scopul de obiectul cercetării, iar obiectul de problema științifică, obținându-se un construct întemeiat, preponderent, nota bene, pe realitățile spațiului educațional autohton și cu scopul soluționării unei probleme teoretic praxeologice eminamente națională. O performanță foarte rar întâlnită în tezele de doctorat în pedagogie din Republica Moldova în ultimele 3 decenii. Eu chiar aș putea remarca, în afara referatului, că pe timpul când eram în componența Uniunii Sovietice, realitățile educaționale din Republicile Educaționale erau apreciate la Moscova din considerentul că, uite, voi trebuie să arătați ce este acolo la voi. Dar de când suntem independenți, facem ce vrem. Concepția cercetării este dezvoltată în cele 3 capitole ale tezei. În primul capitol, cadrul teoretic al formării competenței de evaluare formativă, autoarea prezintă teorii și modele care au fundamentat evaluarea formativă. Sunt prezentate exigențele în baza documentelor de politici educaționale privind formarea inițială a cadrelor didactice, precum și rolul competenței de evaluare formativă în structura profilului de competență a cadrului didactic. Geneza și evoluția, dacă îmi permiteți să-mi folosesc abrevierea CEF pentru competență de evaluare formativă, geneza și evoluția CEF este urmărită de la anticii Democrit, Socrate, Platon, Aristotel, al căror discurs filozofic a dezvoltat valorile fundamentale ale humanitasului, binele, adevărul, frumosul, înțelepciunea și dreptatea. Acestea producându-se și drept criterii de evaluare a progresului uman, la Diesterwer, Kant sau Ritz, care au creat tehnologia filozofică a evaluării. De la Pierron, care a introdus în cunoașterea filozofică și pedagogică termenul evaluare formativă, anul 1920, la Scriven și Blum, care au întemeiat conceptul de pedagogie diferențiată, la Lanzier, care a introdus termenul evaluare normativă, la Toussinant, cel care a propus termenul evaluare criterială, și Nunziate, cărui datorăm termenul evaluare formatoare. Cercetarea terminologică a evaluării școlare finalizează cu prezentarea contribuției lui Ion Spinei, Mușata Bocoș, Manolescu, Maria Hadârcă, Otilia Dantara, care au dezvoltat varia aspecte ale evaluării rezultatelor școlare în viziune teoretică metodologică. Printre acestea însă se ițiesc și câteva figuri modeste în domeniu, cum ar fi Achire, Bucun, Crud, Isacă, Mustață, Pogol, Savicol și alții. Evoluția conceptului sistemului de evaluare a rezultatelor școlare Republica Moldova îl reprezintă concepția evaluării rezultatelor școlare, evaluată în 2003 și aprobată în 2006, pe care doamna Putin o apreciază cu profesionalism înalt. Concepția pune accentul pe transferul de la aprecierea nivelului de cunoștință și al priceperilor elevilor, înțelese ca achiziții statice finale, de la aprecierea ca sancțiune,
la o evaluare formativ-productivă armonizată teleologic, axiologic și tehnologic, conformă necesităților individuale de autoidentificare și de formare, dezvoltare, de cunoaștere profesională și cultural-spirituale ale elevilor și a demersurilor sociale, economice și cultural-spirituale ale comunității naționale și mondiale, evaluare în care elevul se produce ca subiect activ al propriei formări și autoevaluări. Încheia citatul. Astfel apreciază doamna această concepție. În calitate de autor coordonator al acestui document conceptual, exprimăm autoarei profundă gratitudine, la care adăugăm și mențiunea că autoarea dezvoltă pe întreg parcursul tezei de doctorat o rară pe la noi abordare complexă, epistemic nuanțată a obiectului cercetării sale. Constatăm însă și o înțelegere limitativă a rolului teoriei în instruire și educație. Citez. Alegerea unei teorii a învățării și a unui model de evaluare corespunzător, scrie autoarea, este esențială pentru a se asigura că evaluarea reflectă în mod corect procesul și produsele învățării. Ori teoriile nu există separat de obiectul cunoașterii ca să fie alese, ci sunt elaborate prin aplicarea corectă a principiilor cunoașterii generale și particulare. Capitolul 2, repere conceptuale și metodologice de formare a competenței de evaluare formativă la studenții pedagogi, propune analiza cadrului metodologic de formare ACF la nivel universitar. Este fundamentat modelul pedagogic de formare al CEF la studenții pedagogi, ce integrează și elemente de noutate și originalitate științifică, precum principiile CEF, indicatorii și valorile CEF, profilul atitudinal al cadrului didactic competent în evaluare formativă. Conceptul formării competenței de evaluare la studenții pedagogi sub capitolul 2.1 este format din componentele, documentele conceptual-normative, inclusiv planul de învățământ și standardele de formare profesională, ISP, am uitat cum e aceea, inițială și specială, da? Valorile cursurilor universitare aferente, CEF, pedagogia, didactica generală, evaluarea învățământ, cercetarea pedagogică, didacticile particulare. Drept urmare, apreciază autoarea, dezvoltarea competenței de evaluare, antrenând varia unități de curs, formează studenților și varie perspective asupra ei. Îi ajută să o înțeleagă multidimensional și să o aplice în diverse contexte. Pagina 63. Valorile detaliate ale CEF au fost stabilite prin analiza finalităților prevăzute de curicula cursurilor indicate supra. Autoarea pledând pentru completarea acestora cu, citez, monitorizarea progresului elevului, interpretarea datelor evaluării, facilitarea evaluării participative, oferirea feedback-ului constructiv. Urmând aceeași logică, se propune și o completare a cursurilor cu unități de conținut sintetizate de cursuri evaluarea în învățământ. De aici, autoarea procede la identificarea unui sistem de principii de formare studenților pedagogi, ACF, clasificate în principii psihopedagogice, principii didactice și principii de evaluare a procesului educațional universitar, fiecare principiu fiind prezentat în raporturile definiția aplicare, implementare, reflecție, retroacțiune. Autoarea oferă și un plus de atenție unor autori din România și Republica Moldova care au realizat tentative de calificare a principiilor în raport cu strategiile didactice și metodele de predare, studiu, învățare. Pagina 71. Însă abordarea propusă nu are temei epistemic, căci nu pornește de la raportul subiect-obiect al cunoașterii și nu ia în considerație tipurile de cunoaștere umană. Deci asta ar fi și întrebarea doamnei președinte Dandara cu privire la diferența între evaluarea, formarea competenței de evaluare formative și aplicarea ei la clasele primare, de aplicarea aceleași competențe la nivelul claselor gimnaziale. E un alt obiect de cunoaștere și un alt subiect.
pe care este răspunsul. Nu pornim de la strategii, pornim de la raportul subiectului. Așa. Ori, sub capitolul 2.1, în opinia noastră, cel mai bine scris compartiment al tezei, pentru a triumfa, iar mai trebuie să recunoască și să promoveze ideea că, spre deosebire de principii, strategiile, metodele, procedeile, tehnicile, formele, mijloacele, nu au existență proprie, ci sunt rezultat al interacțiunii subiectului concret al cunoașterii cu obiectul concret al cunoașterii. În subcapitolul 2.2, autoarea prezintă reperele pentru elaborarea unui model pedagogic al CEF studenților pedagogi și un model original de formare acestora a CEF. Pornind de la anumiți autori, competitoarea consideră că un model pedagogic trebuie să se întemeieze anume pe teoriile învățării, cognitivism, construcționism, behaviorism, învățarea experiențială și teoria învățării autoreglate. Pe modele ale elaborării, centrate pe obiective instrucționale de decizii, strategice, calitative, autentice, pe principii ale valorii scolare și ale dezvoltării competențelor profesionale, pe cele patru dimensiuni ale evaluării, cognitivă, acțională, strategică, motivațională, logică, reflexiv, inovativă. Citez, care reflectă structura procesuală a evaluării formative în învățământul primar. Verificare, decizia, reglare, autoreglare, pagina 77. Acestea sunt cerințele în mare față de un model pedagogic. Modelul construit de autoare, însă, pagina 78, nu este unul pedagogic general, ci un model de formare a competenței de evaluare formativă. Deci trebuie rotit la 180 de grade. S-a întors. Și explic de ce. Așa încât activitatea de influență instructiv-educativ-formativă a cadrului didactic universitar să pornească de la premisele epistemologice, teoriile și metodologiile ale cultivării studenților pedagogi ACF, să ia în considerație nivelurile recente ale culturii de evaluare a studenților, să angajeze, penetreze teleologia, conținuturile și metodologia specifice formării CEF și să acceadă la un nivel de formare profesională a studentului pedagog, care nivel, alături de conștiința pedagogică, viziunile pedagogice, reprezentările pedagogice, comportamentele pedagogice, trăsăturile caracteriale, specific pedagogice, să ateste și competențe de evaluare formativă a elevilor. Căci educația, oricare ar fi ea, nu se educă, nu se edifică doar prin competențe. Altfel spus, modelul trebuie să reprezinte chiar logica și consecutivitatea cercetării descrise în teza de doctorat. Capitolul 3. Cadrul experimental de formare a competenței de evaluare formativă la studenții pedagogi prezintă designul cercetării, descrierea metodelor de cercetare aplicate în experiment. Cercetarea experimentală a fost orientată la formarea studenților pedagogi ACF, operând programul, corect programa, de formare a competenței de evaluare formativă la studenții pedagogi. Datele experimentului urmând a fi validate statistic și interpretate prin judecăți de valoare. Drept rezultat principal al experimentului este declarată validarea eficienței programului de formare a competenței de evaluare formative și a metodologiei de implementare a acesteia, astfel fiind soluționată, apreciază autoarea, completamente problema cercetării. De bună dreptate, căci autoarea a complementat fundamentele teoretice ale formării CEF ale studenților pedagogi cu date ale experimentului pedagogic, acesta fiind și un element important al originalității cercetării, adică detalierea componentelor structurale ale CEF, centrarea pe aspectul formativ, utilizarea situațiilor de integrare și altele. În concluzii generale și recomandări sunt sintetizate principalele rezultate ale cercetării. A. Le-am clasificat. Au fost identificate, redefinite, principiile evaluării școlare formative, unității de elecție a componentelor CEF, organizării ciclice a procesului de formare a CEF, formării experienței personale prin activitatea practică, indicatorii, descriptorii și valorile CEF,
la studenții pedagogici câteva modele de evaluare acreditate pentru clasele primare, dar nu menționează și modelul de evaluare rezultatelor școlare la ELA a subsemnatului. I-am dăruit cartea și cred că o să o învețe și o să o adauge la așa. Consideră implicit că metodele tradiționale n-ar fi eficiente. Studenții se bazează aproape exclusiv pe metode tradiționale. Teză ce nu are acoperire epistemică, adică nu contează metodele, sunt tradiționale, clasice și așa mai departe. Contează că ele să fie potrivite, adecvate subiectului cunoscător și obiectului de cunoaștere și celorlalte situații educaționale, templu educațional, la 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 la. Deci asta contează, să le, să fie potrivite. Așa. Au fost elaborate modelul pedagogic de formare studenților pedagogii ACF și programa de formare la studenții pedagogii ACF. Ce? Au fost stabilite experimental nivelurile culturii evaluative ale studenților pedagogi la etapele pre-experimentale și post-experimentale. O creștere semnificativă a nivelului post-experimental. Valorile CEF, dezvoltarea experienței personale și profesionale în evaluarea formativă, valorificarea documentelor normative reglatoare și a inovațiilor în evaluarea formativă, personalizarea procesului de evaluare, colectarea și interpretarea autentică a rezultatelor evaluării, proiectarea intervențiilor constructive după evaluarea formativă, monitorizarea progresului în învățare, oferirea, solicitarea feedback-ului constructiv, facilitarea evaluării obiective și participative și prevenirea, diminuarea, depășirea stresului în evaluarea formativă, precum și trăsăturile caracteriale specifice evaluării rezultatelor școlare, formative, echilibrarea, obiectivitatea, deschiderea spre colaborare, orientarea valorică, empatia, corectitudinea, autoreflexivitatea, flexibilitatea, motivația, consecvența, operativitatea, constructivitatea. De. Sunt avansate drept originale. Situațiile de integrare, criteriile valorilor CEF, așteptate, preconizate, pertinențe, independență, echilibru, formele, claritate, transparență, autoreflecție, feedback, eficiență, gândire critică, etc. Obținerea de către studenți pedagogi a unei culturi de reflecție, de analiză și adaptare continuă a evaluării școlare la contextul educațional și la potențialul și progresul individual al elevilor prin integrarea CEF. Recomandările au caracter preponderent managerial. Salutăm identificarea unor probleme științifice pentru cercetările de perspective. Bibliografia este reprezentativă, cantitativ, calitativ și ca noutate, dar conține și surse depășite, 28, 29, 143, iar studiile de filozofia educației se reduce doar la John Dewey și Immanuel Kant, fiecare cu câte o lucrare. Anexele complementează cu suficiență cadrul informativ al cercetării, confirmă faptul realizării cercetării experimentale. Rezumatul tezei este elaborat în conformitate cu cerințele ANACEC. Doamna Putină a avansat astfel la nivelul unui cercetător serios, cu aptitudini și abilități fundamentale de cercetare pedagogică. Înregistrează rezultate semnificative ale cercetărilor în domeniu, care au dat substanță propriei cercetări de doctorat, precum și așteptările studenților în domeniul evaluării școlare, reacțiile psihice ale educatorilor la evaluările nereușite, perimate, și prescripțiile teoretice care readuc în câmpul pedagogiei moderne conceptul centrării educației pe cel educat. Cu titlul de discuție menționăm ceea ce înseamnă că aceste patru teze sunt adresate nu atât competitoarei, cât nouă tuturor. Absența în cercetare a conceptului cu privire la tipurile de cunoaștere, care induc necesitatea stabilirii axiologiei CEF și în funcție de specificul cunoașterei în cadrul fiecărei discipline școlare. Ori autoarea a valorificat modele generale de evaluare școlară, dar a neglijat modelul nostru de evaluare a rezultatelor școlare la educația literară artistică, sursa 141. Solicităm deci o informație cu privire la competențele literare lectorale ale elevilor,
care au fost evaluate în cadrul experimentelor. Trecerea curriculumului școlar de la centrarea pe obiective la centrarea pe competențe nu și are și motivație epistemică, căci omul își formează mai întâi obiective, apoi acționează. Deocamdată nu există o definiție acceptată la scară mondială a competenței, iar definițiile particulare ale acesteia nu se bazează pe epistemele cunoașterii și educației, ci pe valori particulare, observate și inventariate ca valori definitorii. În acest context, orice cercetare particulară a competenței nu poate pretinde că este și una definitivată. Influența epistemică a competenței, observabilă la scară național-mondială, insuficiența epistemică observabilă la scară național-mondială, au generat un carambol terminologic. Astfel, Gabriela Cristea definește competența pedagogică drept aptitudine. Paul Popescu Neveanu însă definește aptitudinea drept entitate psihologică distinctă. Iar autoarea definește competența pedagogică drept suma cunoștințelor, abilităților, capacităților și atitudinilor, pagina 88, în timp ce Xavier Rogers o definește drept sinteza acestora. E mare diferență între sumă și sinteză. Iar Ion Negrez Dobridor consideră că abilitatea este superioară competenței. În spațiul educațional românesc se operează cu pseudotermenul educație sau didactică postmodernă, iar în Republica Moldova se mai operează și cu pseudotermenii unități de competență și macrocompetență, care îndreptățesc și pseudotermenul subcompetență, etc., etc. Rămâne ambigu și termenul nivel de performanță, atâta timp cât nu este raportat mai întâi la conceptele devenirea într-o propria ființă a lui Noica și desăvârșirea, conceptul creștinesc, Matei 5:48. Credem de asemenea că autoarea face un pas înapoi de la epistemele cercetării pedagogice atunci când refuză structurarea metodelor de cercetare în teoretice, praxeologice, hermeneutice, statistice și matematice, optând pe o structurare a acestora pe principiul tematic. Adresăm aceste note nu doar autoarei, ci și comunității științifice, deci ele nu au putere principală, anume asupra tezei de doctorat recenzate. În concluzie, teza de doctorat a doamnei Dorina Furtună, repere conceptuale și metodologice de formare a competenței de evaluare formative la studenții pedagogi, prezintă o cercetare actuală, inclusiv și în primul rând pentru spațiul educațional al Republicii Moldova, originală și inovatoare, care conține importante valori teoretice și practice, acestea confirmând faptul că autoarea deține o cultură de cercetare pedagogică amplă și profundă, valori pentru care merită, fără rezerve, conferirea titlului științific, doctor în științele educației, la specialitatea 533-01, pedagogie universitară. Vă mulțumesc! Doctorul acolo, la sfârșit, cine e? Dorina Putina, nu Furtună. Să fie Putina. Am citit altfel. Da, Furtună. Am citit Furtună. Nu, nu-i Putina. Scrie corect, da. Repede să citi, probabil. Nu, e scris corect, dar am eu o Furtună. Să știi că nimic numai Dumnezeu creează ceva. Noi, oamenii, creăm pe ceea ce este. Dacă aveți răspuns pentru anumite întrebări formulate de către domnul profesor. Îmi permite, mulțumesc, doamna președintă, îmi permiteți, domnul profesor, să vă mulțumesc pentru acceptarea noastră de a ne expertiza teza atât de profund și atât de punctat. Vom ține cont de toate sugestiile dumneavoastră în editarea monografiei și sunt onorată că o personalitate la nivelul dumneavoastră a reușit să-și ofere timp și să ofere un aviz atât de detaliat tezei mele de doctorat. Am să ofer câteva răspunsuri punctate la ceea ce a invocat domnul profesor, referitor la absența acelui model al evaluării, al
evaluările rezultatelor școlare la educație literar-artistică, deci am considerat acest model relevant pentru formarea competenței specifice educației lingvistice și literare, ori educația lingvistică și educația literar-artistică constituindu-se astfel ca disciplină școlară de tip integrat, demersul căra este preponderent educativ și mai instructiv. Activitatea studenților a fost orientată spre, în cadrul unei studii practice, s-a axat pe dezvoltarea competențelor specifice disciplinii, competențelor specifice disciplinii care sunt stipulate în curriculum disciplinar, în dependență de clasă și produsul evaluat. Un exemplu care aș putea să-l ofer ar fi, de exemplu, la clasa 1, competența specifică 2, producerea mesajului oral, oral demonstrând abordare eficientă în diferite contexte de comunicare, în data de competență 2-6, formularea enunțelor potrivite unor situații cunoscute de comunicare și produsul conform metodologiei de evaluare literală prin descriptor este produsul numărul 4, răspunsul la întrebări, care vizează sau care detalează următoarele criterii de evaluare. Citesc atent și repet întrebarea, formulez răspuns corect, ordonez ghidat cuvintele și propozițiile și rostesc corect și clar cuvintele din propoziții. La nivelul claselor primare. Acestea sunt, sunt acele criterii care le stabilește metodologia. Referitor la, la competențe despre care ați stipulat faptul că eliminarea din curriculum al obiectivelor este egală cu reorientarea structurală a educației la instincte. Deci, considerăm formularea obiectivelor foarte importantă, dar nu este singura componentă a procesului de învățare și, după cum am și specificat în teză, competențele reprezintă o combinație de cunoștințe, abilități și atitudini care permit elevilor să aplice ceea ce au învățat în diverse situații. Iar centrarea pe competențe, în viziunea noastră, nu presupune eliminarea obiectivelor. Asta e. Nu presupune eliminarea. Nu presupune eliminarea obiectivelor. Nu, ori obiectivele ele rămân, sigur. Ori ele rămân importante, reprezint microfinalitățile lecției, care realizarea cărora asigură dezvoltarea competențelor și implicita idealului educațional stipulat de către codul educației și de către celelalte documente regulatoare. Competențele se dezvoltă prin învățare și exercitare, iar curriculum școlar oferă elevilor oportunități de a-și dezvolta competențele într-un mod sistematic și riguros. Mulțumim, doamna pretendentă, la titlul științific. Răspunsuri, cred că, destul de competente. Da, mulțumesc. Ar mai fi și altele de în ceea ce privește modelul de evaluare a rezultatelor școlare la educația literară-artistică. Vreau doar să menționez următorul lucru. În activitatea literară-artistică, literară-electorală, subiectul cunoscător, elevul, așa, în cazul nostru, pornește de la experiențele sale de viață, literară și estetice. Asta e teoria lui Hans Robert Jauss, școala de la Constanța. Asta este. Și el reconstruiește imaginele poetice pe care le-a creat autorul. În cunoașterea științifică, asta e cunoașterea artistică, în cunoașterea științifică, obiectul cunoașterii rămâne neschimbat. Nu este în funcție de capacitățile, deși și aici o anumită influență are și personalitatea subiectului cunoscător, dar în general nu, el nu se schimbă. Pe când în opera literară, ea prin cititor produce, zicea Umberto Eco, o infinitate de lumi. O infinitate de lumi. Nu stă același rezultat. 1 plus 1, elevul răspunde 2. Nu. E o infinitate de lumi. Și atunci vine modelul de evaluare a rezultatelor școlare la educația literară-artistică. Cum facem? Aici trebuie făcut altfel. Și ce propun eu, o să studiați, o să, că slava Domnului, mai aveți înainte încă o teză de doctor habilitat.
și alte lucruri de făcut. Mulțumesc! Mulțumesc copiii! Da. Mulțumim! Doamna recenzent, guvernați conferenția universitară, vă rog ca să prezentați. Stimați colegi, eu îmi se refer mai mult la evaluarea formativă. Consider că într-adevăr este actual și apreciem acest subiect a actualității sintagmei evaluare formativă. Despre evaluare formativă se vorbește mai mult începând din anii 70. Un aspect actualizat, vreau să zic invocat, dar de fapt a fost actualizat de Bloom și de atunci, într-adevăr, a devenit un subiect destul de sensibil de discuție în domeniul educațional, evaluarea formativă, dar apreciez că în cercetarea dumneavoastră, doamna Putin, ați săpat un pic mai adânc și ați ajuns în profunzimea acestui termen cu mult mai înainte decât Bloom. Și am zis, uite, cât de important este că în contextul unui învățământ tradițional din anii 60-70 se discuta despre evaluarea formativă care, de fapt, prin definiție, termenul înseamnă al forma pe cel care învață. Și despre sensul evaluării formative este clar că ea are rol de a ghida învățarea celui care învață prin al forma într-un anumit context. Și aceasta este actualitatea cercetării dumneavoastră, așa în calitate de preambul, cum zicea domnul profesor anterior, apreciem acest aspect. Prin evaluare formativă, prin felul în care ați abordat-o, cercetarea noastră prezintă noutate și originalitate, care este reflectată în scopul cercetării și în această programă elaborată în baza modelului enunțat în scopul cercetării. În continuare voi veni cu anumite aspecte, cu analiză succintă a conținutului teze, dar nu pur și simplu cu evidențierea unor valori, deci unor aspecte valoroase și a unor aspecte care necesită poate dezvoltare, cercetare în continuare, care ar fi o plus valoare la ceea ce urmează, am înțeles acum, să elaborați o monografie, după care voi prezenta câteva criterii de analiză acestui conținut. Astfel, în introducere, autoarea prezintă într-o formă rezumativă actualitatea și importanța temei abordate, accentând faptul că procesul de evaluare în învățământ evidențiază necesitatea formării cadrelor didactice competente, capabile să asigure evaluarea autentică, formativă și relevantă pentru ele, să monitorizeze progresul în mod activ, ajustând strategii care să asigure succesul elevului prin oferirea unui feedback obiectiv, pozitiv și motivațional, oportun nevoilor individuale ale elevelor, prin crearea unui mediu favorabil în procesul de evaluare, evidențiind astfel două aspecte sinergice, care mi-a plăcut foarte mult, cultura evaluării și competența de evaluare. Scopul și obiectivele cercetării sunt formulate coerent și elucidează logica de mersul investigațional, orientat spre elaborarea și validarea unui model pedagogic de formare a competenței de evaluare formativă la studenții pedagogici în cadrul formării profesionale inițiale. Capitolul 1 elucidează trei aspecte: abordarea diacronică a evaluării formative, al doilea aspect, exigențe actuale în formare profesională inițială, bazată pe competențe, și însăși competența de evaluare formativă a cadrului didactic în calitate de indicator în asigurarea calității procesului instructiv educativ. Referitor la primul aspect, referitor anume abordarea diacronică a evaluării formative, autoarea analizează conceptul de evaluare formativă expus de mai mulți savanți în context evolutiv și evidențiază particularitățile acestea în cadrul unei anumite perioade de timp. În contextul acestui subiect sunt enunțate un șir de teorii ale învățării și modele de evaluare didactică. Vroiam doar să nu le enunț pentru că au fost enunțate anterior. Ceea ce vroiam să evidențiez la acest aspect, la teorii și modele. Este foarte bine că o abordare biunivocă a teoriilor învățării, pe de o parte, și a modelilor de evaluare didactică, pe
pe de altă parte, ghidează spre un demers evaluativ axat pe referințe epistemologice. Totuși se remarcă o anumită disjuncție între prezentarea teoriilor învățării și aplicarea acestora în cadrul modelelor de evaluare didactică. Deși lucrarea include o descriere a diverselor teorii ale învățării și ale modelelor de evaluare didactică, nu este foarte clar evidențiat modul în care acestea se interconectează sau se influențează reciproc în contextul evaluării formative. Astfel, legătura teoretică între teoriile învățării și modele de evaluare prezentate, din punctul meu de vedere, nu este suficient de bine explicată în lucrare. O integrare mai coerentă a acestor aspecte ar aduce plus valoare tezei și ar contribui la o mai bună înțelegere a modului în care evaluarea formativă poate fi aplicată în practică în baza fundamentelor teoretice expuse. Al doilea aspect, care se referă la exigențele actuale în formare profesională inițială bazată pe competență, este prezentat analitic prin prisma abordărilor diferitor cercetări și a unor sumedenii de documente normative regulatorii, în special a standardelor profesionale. Autoarea descrie necesitatea formării profesionale a cadrelor didactice bazate pe competențe, subliniind importanța acestui aspect în contextul educațional actual, context care permite o mai bună înțelegere a nivelurilor cadrelor didactice în procesul de formare profesională inițială, dar considerăm că acest aspect este totuși destul de voluminos în comparație cu scopul, adică este un aspect care scoate în evidență fiecare document cu necesitățile lui, ca și volum considerăm că este destul de voluminos în comparație cu scopul cercetării. Al treilea aspect, din punctul nostru de vedere, este funcțional prin faptul că autoarea evidențiază competența de evaluare formativă a cadrului didactic în calitate de indicator în asigurarea calității procesului instructiv educativ. Referitor la reperele privind formarea competenței de evaluare formativă și elaborarea modelului pedagogic de formare a competenței de evaluare formativă la studenții pedagogi, aceste aspecte sunt fundamentate în capitolul 2, din punctul nostru de vedere, aspect foarte în această cercetare. Aici autoarea prezintă logic și consecvent reperele epistemologice care stau la baza constructului modelului pedagogic de formare a competenței de evaluare formativă la studenții pedagogi. Astfel, pornind de la teoriile învățării și modelele evaluării didactice, reflectate în capitolul 1 al tezei, autoarea sintetizează și prezintă un sistem de principii citate deja anterior, dar le citesc și eu, psihopedagogice, didactice și principii ale evaluării procesului educațional universitar, pe care le punem în corelație cu strategii didactice specifice învățământului superior. În acest context este de apreciat funcționalitatea acestor principii, care sunt prezentate nu doar teoretic, ci sunt integrate într-un cadru practic prin intermediul strategiilor didactice. Prin corelarea principiilor cu strategiile specifice învățământului superior, se oferă un model aplicabil și util pentru dezvoltarea competenței de evaluare formativă la studenții pedagogi. Astfel, lucrarea subliniază importanța unei abordări integrate, în care principiile și strategiile se îmbină armonios pentru a atinge scopul cercetării. Un alt aspect esențial derivat din această abordare în modelul pedagogic este reprezentat de cele patru dimensiuni principale ale competenței de evaluare formativă: cognitivă, acțional-strategică, motivațional-axiologică, reflexiv-inovativă, prin prisma cărora autoarea generează un sistem de valori specifice competenței de evaluare formativă și stabilește profilul sau, cum le numește dumneavoastră, calitățile studentului, viitor pedagog, competent în evaluare formativă. Referitor la capitolul 3, aici este reflectată investigația experimentală, care a permis desfășurarea, monitorizarea și validarea rezultatelor cercetării prin selectarea eșantionului de cercetare, aplicarea instrumentelor de evaluare, și aici apreciem implicația autoarei care a elaborat aceste instrumente prin prelucrarea datelor, cu utilizarea softurilor în prelucrarea datelor și verificarea ipotezei cercetării.
Pornind de la aceste, deci despre concluzii, deja a vorbit foarte bine domnul Slaru și n-am să citesc acest aspect. Pornind de la aceste, de la acest conținut al compartimentelor tezei, voi merge pe câteva criterii pe care le voi scoate în evidență. Un prim criteriu ar fi noutate și originalitate cercetării, care rezultă din esența demersului științific, proiectat prin prisma unui sistem de teorie ale învățării enunțate anterior, modele de evaluare didactică la fel enunțate, precum și principiile derivate din acestea, aspect care a generat conceptualizarea modelului în capitolul 2. Acest model care a servit și pentru elaborarea acelei programe de formare a competenței de evaluare formativă la studenții viitoare cadre didactice. Un alt criteriu se referă la suportul metodologic al lucrării, care derivă din concepția cercetării enunțată în aparatul științific, reflectat în special în scopul cercetării, și anume determinarea fundamentelor teoretice și metodologice, inclusiv a modelului pedagogic de formare a competenței de evaluare formativă la studenții pedagogi, care vor activa în învățământul primar, fiind susținut, bineînțeles, de obiectivele cercetării care sunt enunțate în continuare. În acord cu scopul și obiectivele, sunt stabilite metodele de cercetare, care includ metode teoretice, empirice și metode statistico-matematice de prelucrare a datelor, apreciem relevanța instrumentelor elaborate de evaluare, chestionarul de evaluare inițială, a competenței de evaluare formativă, inventarul de autoevaluare și fișa de observare a activității evaluative a studenților în timpul practicii pedagogice aplicate în cadrul experimentului pedagogic cu scopul testării și observării comportamentului studenților în situații autentice și simulate. Considerăm acesta fiind un context oportun pentru un proces funcțional de formare profesională inițială, proiectat și desfășurat de autoare, precum și selectarea reușită a eșantionului studenții viitori pedagogi la ciclu primar, pentru că considerăm că este foarte bine de la ciclu primar elevii să perceapă ce înseamnă o evaluare formativă care să ghideze în continuare procesul de învățare al acestora. În ceea ce privește rezultatele științifice, acestea conturează identitatea cercetării, susțin semnificația teoretică și constituie valoarea aplicativă a acesteia prin definirea și dezvoltarea conceptului de evaluare formativă prin cele patru dimensiuni enunțate anterior, precum și valorile acestei competențe descrise de autoare în cercetare, precum și stabilirea locului acestei competențe în sistemul competențelor profesionale didactice. Un alt aspect se referă la sintetizarea conceptelor cheie adiacente, evaluare formativă, evaluare formatoare, evaluarea învățării și feedback, la fel stabilirea sistemului triadic, teoria ale învățării, modele de evaluare, principii care fundamentează formarea CEF la studenții pedagogi, valorificarea modelului pedagogic cu dimensiunile competenței și elaborarea programei de formare, precum și conturarea profilului studentului, viitor pedagog competent în evaluare formativă. Se constată aici faptul că experiența profesională de investigație, competența profesională universitară a pretendentei, se manifestă, deci este manifestată prin activitate didactică științifică, e o perioadă de activitate descrisă în CV-ul destul de consistentă, la fel prin enunțarea cu 11 publicații științifice la teză, aspect care a asigurat contextul necesar implementării programului de formare. Rezultatele cercetării măsurate prin metode de calcul statistic au înregistrat diferențe semnificative pe toate dimensiunile competenței, cu valori cantitative aproximativ identice la etapa de constatare și la etapa de control, aspect care confirmă ipoteza cercetării. Apreciem în acest context concordanța dintre rezultatele științifice, concluzii și recomandări. În ceea ce privește textul științific, considerăm că este expus logic, concis, comprehensiv,
prin operare cu terminologie științifică, demonstrat, apropo, și în cazul prezentării de astăzi și prin răspunsuri la întrebări, evidențiem aici o conlucrare cu conducătorul științific, specialist în domeniul sursele bibliografice, 250 de titluri, 24 de figuri, 20 de tabele, destul de consistent, anexe, care se prezintă echilibrat, inclusiv și volumul tezei care cuprinde 160 pagini de text de bază. Bineînțeles că sunt anumite figuri care merită a fi apreciate. Aici vreau să apreciez figura care ține de corelarea principiilor didactice cu strategiile de predare, învățare, evaluare din perspectiva formării competenței, tabelul 3 cu valorile competenței de evaluare formativă, deci aspecte, produse ale cercetării care au valoare aplicabilă în domeniul educațional. Evidențiem la fel că lucrarea respectă etica și deontologia profesională, aspect reflectat pe de o parte în asigurarea bibliografică a cercetării, prin citarea materialelor și a ideilor preluate din surse indicate, însoțite de expunerea viziunilor proprii, iar pe de altă parte, prin furnizarea unor repere teoretice, metodologice, teoretico-metodologice, relevante pentru dezvoltarea pedagogiei universitare în special și a științelor educației în general. La fel, intervenim cu statut de concretizare și la nivel de întrebări și sugestii, mai bine așa zis, care rezultă din aspectele enunțate anterior, deci ceea ce aș solicita să răspundeți referitor la faptul, la conexiunea dintre teorii, așa cum în capitolul 1 ați prezentat teoria ale învățării și modele ale evaluării didactice, dar prezentate oarecum separat, pentru evidențiarea conexiunii dintre aceste teorii și modele, vă rugăm să prezentați un exemplu de interacțiune funcțională a acestora. Și un alt aspect, ați avut o cercetare de durată în care v-ați opt ca și cercetător, dar vrem să întrebăm de ce a fost atât de durată, care au fost limitele cercetării dumneavoastră. Și dacă conform regulamentului citesc și concluzia acum, da? După care da, dumneavoastră ne răspunde. Deci, obligatoriu. Da, în concluzie, teza de doctor avizată este, își definește identitatea științifică prin consistența rezultatelor științifice obținute în cercetare și prin gradul sporit de aplicabilitate pedagogică în context universitar. În temeiul valorilor teoretice și praxeologice elaborate, menționăm că teza de doctor, repere conceptuale și metodologice de formare a competenței de evaluare formativă la studenții pedagogi, specialitatea 533.01, pedagogie universitară, corespunde rigorilor unei cercetări științifice și se recomandă spre examinare în Comisia de Susținere Publică, ceea ce se întâmplă acum, iar doamna Putina Dorina merită a-i se conferi titlul științific de doctor în științe ale educației. Mulțumim, doamna referent. Vă rugăm, doamna doctorandă. Mulțumesc, doamna distinsă, doamna Nemuna Dărmaz. În calitate de specialist recunoscut în domeniul evaluării, mi-ați oferit un aviz detaliat și sugestii constructive, nu numai la etapa finală, dar pe parcursul parcurs al cercetării, începând cu departamentul în mai anul trecut și finalizând cu ședința de astăzi. Vă ține cont în perspectivă de sugestiile și ideile dumneavoastră valoroase în elaborarea monografiei. Acum, dacă să mă refer la un exemplu concret, aș lua modelul de evaluare centrat pe decizie și teorie constructivistă al OPAC. Teoria constructivistă sugerează că elevii își construiesc activ cunoștințele prin interacțiunea cu mediul. Profesorul utilizează o varietate de metode de evaluare, cum ar fi observarea, portofoliile elevilor și interviurile, pentru a obține o imagine holistică a progresului acestora. Iar informațiile obținute în procesul de evaluare constituie decizii cu privire la instruire și la proiectarea ulterioară a procesului de învățare. Este exact și valoarea la care am făcut referință în modelul pedagogic de formare al competenței de evaluare formativă la studenții pedagogi. Când am auzit cuvântul limite, mă gândeam că
cele care sunt acolo indicate în teze nu sunt unde ajuns. Am avut o experiență profesională destul de vastă, cum am menționat și doamna secretar științific și doamna coordonator științific. În 2016, când colegiul pedagogic s-a închis, am fost plecată. Adică plecată, am lucrat în sistem, dar am învățământul profesional tehnic la Centrul de Excelență în Servicii și Procurarea Alimentelor, în orașul Bălți. Am făcut pedagogie, fiindcă am lucrat pe dimensiunea didactică și formare continuă și dreptul ajung pentru instruire. Și această perioadă a fost aceea care a determinat, de fapt, această absență a mea în parcursul de cercetare. Ulterior, în 2021, am avut posibilitatea să mă încadrez înapoi la Colegiul Pedagogic cu viața redeschis și atunci am hotărât că este un subiect și este un produs care merită să fie supus expertize și merită să aibă o continuitate. Să ne îmblânzească un pic, cum ai zis, domnul profesor. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim referențelor oficiale, într-adevăr, o expertiză detaliată, profundă, pe care ați realizat-o cu accente multiple, dar fiecare recenzent a avut abordarea sa în dependență, probabil, de interesul științific pe care am lucrat. Ce voiam să vă rog acum, Ministerul Nerăbdător, de fapt. Vreau să trecem la a doua etapă, la următoarea etapă a susținerii tezei, așa precum vedem în fața fiecărui membru al Consiliului un aviz pe care îl avem scris și sunt absolut convinsă că fiecare s-a pregătit minuțul de această susținere. Aș propune, dacă e posibil, pentru a genera un disconfort emoțional a membrilor Consiliului, așa cum considerați, aveți dreptul să luați decizia cum prezentați aprecierea lucrării, am putea propune să prezentați sintetizat ideile, cu atât mai mult că noi suntem un model de modă veche de susținere a tezelor. Există aceste înregistrări, nu suntem acei membri ai Comisiei de Îndrumare cu obligațiune ca fiecare să prezinte, să aibă și suportul pe tine și să prezinte exact acel conținut elaborat, dar decizia va aparține și totodată și cei prezenți aici au posibilitatea, fiind din domeniul educației, fiind colegi de preaslava, pretendente de la titlul științific, aveți și dumneavoastră și dreptul și, într-un fel, poate și dorința de a expune o apreciere privind rezultatele științifice obținute de către doamna Pudins. Dacă cineva dorește să intervină, pe ce invitați? Așa văd cum. Bună ziua, mă numesc Angela Bejan, sunt colega Doriniei Putina de la Universitatea de Statele Cursuri în Bălți. Deci, vorbesc despre colega noastră, este o plăcerea și fericirea să avem așa o colegă. Este foarte harnică, este foarte inspirațională și mulțumitoare în ceea ce privește munca. Deci dacă să vorbim la cercetare, în calitate de cercetător, la tema cercetării noi vorbim foarte des și formal și non-formal despre evaluare și mai ales despre evaluare formativă. Am avut și plăcerea și ocazia să lucrăm în zonă la instituturi, deci și permanent erau aceste discuții despre evaluarea formativă și cu atât mai mult formarea competențelor la viitorii pedagogi, a competenței de evaluare formativă. Căci viitorii pedagogi pe care îi formăm la catedră sunt de la clasele primare și educatori în educație timpurie și noi, ca didacticieni, vedeam această mică deosebire, mică sesizare și de fiecare dată în evaluări și în discuția despre evaluare și despre stabilirea performanței copiilor și a elevilor, fugeam la doamna decană, Tatiana Șovă, fiind
expert în evaluare, cum avem și expert în calitate de expert pe domnul la nivelul universitate, avem pe domnul profesor Cavac. Deci ne mândrim cu experții în evaluare în centra universității noastre. De ce mi-a dat, mă repet, că am avut discuții formale, informale, la ședințele de catedră, seminarii științifice, seminarii practice. Este angajată doamna la Colegiul Pedagogic Ion Creangă, unde organiza seminarii metodologice. Iată și despre valoarea plus valoarea tesei, ne-am consolidat și noi, didacticienii, competența de evaluare formativă. Nu ezit să recunosc, să recunoaștem, dacă toți avem nevoie de consolidarea acestei competențe. Căci evaluarea este foarte subiectivă, deci colega noastră a contribuit la diminuarea subiectivismului în evaluare și un ajutor ridicării nivelului de performanță și calității în învățământ. Mulțumim, mulțumim doamnei Goraș Pustică, care de mână cu colega noastră cercetătoare, ați realizat această cercetare, care cu siguranță ea nu va fi uitată, ea nu va fi pusă acolo pe un raft, da, pe un raft. Va fi permanent solicitată, discutată și analizată. Vom solicita neapărat cât mai curând și monografia ca să o avem. Deci, felicitări, mulțumim, am avut o plăcere să asist la această susținere. Mulțumim! Mulțumim! Mulțumim. Alți invitați, dacă doresc să intervină. Mai multă îndrăzneală, avem. Deci, numele este Gabaciu. Și am să reprezint mai mult opinia familiei. În spatele unui cadru didactic, în spatele imaginii doctorandei, deja va fi la termen trecut acest statut pus, începând cu ziua de astăzi, este Dorina, așa îmi permit să-i spun foarte rar, acum 20 de ani în urmă, am reușit să o cunosc în cinta Universității de Stat, o fată foarte curajoasă. Eu fiind studentă, o admiram cât de frumos și spiritul ăsta pe care îl avea și zic, uite, un învățător minunat care urma să fie. În câțiva ani am devenit și cumnate și în trecerea timpului, inclusiv este și nașa mea. Este, da, nu știm unde mai evoluăm în scurt timp ca și relații, dar este o persoană extraordinară și vreau să zic toată încrederea că ea își merită titlul, da, de doctor în științe și chiar mă bucur enorm de mult pentru ziua de astăzi. Se zice că oamenii fericiți sunt cei care se pot bucura de fericirea celor din jur. Eu sunt fericită că astăzi am reușit să asistăm la această susținere publică. Eu i-am zis, dimineața este sărbătoare. Este într-adevăr o zi de sărbătoare în familia noastră și să dea Domnul să se bucure de rezultatele pe care le-a adus această muncă enormă, pentru că toți cei care au trecut prin această procedură știu ce înseamnă a scrie o teză de doctorat, având multe roluri pe lângă. Așa cum asta este și firesc. Și să primească toată recunoștința pe care o merită din plin. O iubim, o apreciem și i-aș da și aplauze, dar probabil că o să fie deja la mai pe final. Exprimatorii, da. Da. Mulțumim. Mai dorește cineva să intervină? Deci, densitatea la centimetru pătrat de pedagogie este de mare, înțelegem. Dar vă rugăm, dacă sunt... Mă numesc Dana, sunt sora candidatei și, după cum a remarcat și doamna profesor Goraș Pustică, dintr-o dinastie de pedagogi, doar pedagogi pot fi. Și mă bucur că doamna Goraș Pustică, fiind profesoară și având o relație frumoasă cadru didactic studentă, a acceptat să fie și conducătoarea de teză a surorii mele. Eu aș putea să o caracterizez la fel ca și Inga, doar din partea familiei, dar acest parcurs al cercetării
noi l-am petrecut împreună. Și fiecare emoție, fiecare etapă a susținerii sau a presustinerii a fost o etapă care au susținut toată familia. Iar astăzi mă bucur că a ajuns la acest final și eu i-aș sugera să continue acest parcurs. Pentru că, după cum ați apreciat și dumneavoastră, nu doar învățătorii au nevoie de această explicare criterială, da? Au nevoie și părinții. Și pot să spun asta și din calitate de mămică, de copil de clasa 1, care și eu m-am ciocnit de această evaluare criterială prin scriptură. Și lectura tezei Dorinei m-a ajutat foarte mult să o înțeleg și să o apreciez și eu în altă perspectivă. Noi dorim mult succes și dorim ca să nu se oprească aici, să-și continue cercetarea și să contribuie prin realizările ei la dezvoltarea pedagogiei universitare și nu doar a pedagogiei universitare în țara noastră. Mulțumim foarte mult! Deci revenim la etapa când membrii Consiliului Științific Specializat vor aprecia lucrarea, reiterez decizia dumneavoastră cum prezentați aprecierea în baza lecturării tezei și a referatului științific. Doar vreau să remarc că suntem deja într-o perioadă destul de consistent în proces de susținere și temperatura de afară și condițiile în care sunt acum. Deci decideți dumneavoastră cum aveți confortul, cum credeți mai bine că o să puteți să vă exprimați aprecierea și rezultatele expertizării lucrării. Vă rugăm. Cred că o să începem conform acelui ordin. Da, și conform ordinului, suntem deci un consiliu numeros. O să rugăm pe domnul Ghicov Adrian. Da, mulțumesc. Stimată doamnă, stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, onorați doamnă, onorată doamnă și doamnă, domn referent oficial, domnul profesor, voi face un decupaj al unor idei pe care le-am inserat într-un aviz de expert de 5 pagini. Am și câteva sugestii ca recomandare la care nu insist, pe care nu insist. O să vedeți în perspectiva elaborării monografiei despre care m-a bucurat să ascult că va fi construită, va fi editată, gândită, poate reconceptualizată. Și dacă vă vor ajuta sugestiile pe care le-am notat aici, va fi, adică m-aș bucura în cazul în care ele este considerat necesare și plauzibile. Deci notez aici în aviz, în general vreau să, o să-mi permiteți să citesc la partea conclusivă. Partea conclusivă, nu. Examinarea lucrării pe următoarele planuri de referință, conceptualizare, fundamentarea teoretică, ideația reflexivă, personală, configurarea tabloului științific general și analiza ideilor, tot ce poate fi dedus din ele pentru elaborarea modelului, supunerea ideilor unui examen aplicativ al competenței de evaluare formativă la studenții pedagogi în formula unei programe formative, concluzionăm cu aprecierile ca autoarea. 1. Evidențiază cauzele imediate cu privire la tema pentru care pledează, îndeplinește un scop cu sens analitic și generalizator, prezintă mai multe dovezi documentare pe care le prezintă în vederea structurării argumentelor științifice, demonstrează o preocupare interesantă pentru aspectul practic al cercetării și aici apreciem ca element de originalitate în cercetarea experimentală, prezentarea detaliată și convingătoare a componentelor structurale ale competenței de evaluare formativă la studenții pedagogi, reușește să structureze variate prezentări grafice pentru vizualizarea ideilor, 24 de figuri, 20 de tabele, și să reflecte în conținutul lucrării suficiente surse bibliografice, 250 la număr. Mai notam aici în linii
în linii strategice, ziceam că autoarea a realizat cele preconizate prin 6 obiective ale cercetării în multe dintre aspectele lucidate în procesul investigației, specificând area de cercetare și acceptând un instrument de analiză adecvat, stabilind faptul că autoarea reușește să identifice o problemă importantă pentru practica educațională universitară. Importanța acestei investigații este cu atât mai necesară cu cât aceasta poartă sigiliul noutății și originalității și dau aici explicațiile de rigoare. Justificarea acestei investigații poartă semnele valorii practice. Explic aici detalii din capitolul 1, capitolul 2, capitolul 3, iar în linii tactice precizez că examinarea lucrării demonstrează realizări semnificative ale autoarei, care indică o înțelegere adecvată a fenomenului pedagogic de care se ocupă, și anume formarea competenței de valoare formativă la studenții pedagogi într-o manieră și într-o complexitate științifică suficiente în raport cu, în raport cu domeniul de studiu, cu rezultatele obținute în cercetare, ce au contribuit la soluționarea problemei științifice prin implementarea acestor, acestor rezultate. Apreciem firește acest produs științific în aspectele lui teoretice și praxeologice pe care le abordează doamna Putină Dorina. Considerăm că autoarea a întreprins un studiu științific substanțial în area investigativă a competenței de evaluare formativă în contextul pedagogic de formare universitară a cadrelor la specialitatea 5.3.3.0.1 pedagogie universitară și atât din perspectiva celor argumentate supra. Credem că autoarea a realizat o lucrare în științele educației ce corespunde rigorilor de conținut și structură ale ANACEC și merită titlul științific de doctor în științe ale educației. Mulțumesc foarte mult, felicitări de opotrivă și competitoare, dar și competitoare științifice. Mulțumesc frumos, domnul profesor, pentru organizarea de tineriată. Permiteți de aici ca să intru, dacă așa trebuie, protocolul, în cadru. Stimată doamnă președintă, stimați membri Consiliului Științific Specializat, nu înaintea stimaților, respectaților, referenți oficiali, doamna pretendentă, conducătoare științifică, bineînțeles, este astăzi pentru întreaga comunitate care se află aici, dar și pentru cei care ne privesc și vor privi acest eveniment. Să se știe foarte clar că la această masă frumoasă sunt unii dintre cei mai buni specialiști în domeniul evaluării și vreau să apreciez din start alegerea cercetării temei tezei dumneavoastră de doctorat ca una de o maximă actualitate și vă felicit și chiar vă mulțumesc pentru faptul că ați aderat la un concept care, să știți că este și discutat astăzi, conceptul evaluării formative. Acum o lună am participat la o dezbatere academică la Iași, unde s-a pus problema și profesorul Manolescu a insistat asupra evaluării formative în detrimentul unui curent care există în cercetarea științelor educației, evaluarea sumativă ca fiind prioritară. Republica Moldova, prin această teză de doctorat astăzi, aderă totuși la un concept care vine și pe filieră francofonă la noi în Republica Moldova, dar și pe filiera românească cu siguranță, anume conceptul evaluării formative, formatoare, că dumneavoastră mergeți, oscilați cu aceste două elemente foarte importante pentru noi. Vă felicit că ați deschis cutia neagră a lui Paul Black, da? Pentru că vorbim despre evaluarea formativă, iar evaluarea în general este considerată o cutie neagră în învățare. Vreau să menționez că teza dumneavoastră în aspectul ei științific, conținutul științific atât de riguros și atât de bine construit logic, într-o manieră în care ne putem cumva, deși mândrie este un păcat, mândri cu o lucrare care este scrisă într-o manieră exemplară. Sigur, lucrul acesta se datorează, așa cum ne-am dat seama, și din lectura științifică, dar și din activitatea dumneavoastră, din CV-ul dumneavoastră și din referințele pe care vi le-au dat membrii familiei, că sunteți o doctorandă muncitoare, harnică, și vă rog frumos să acceptați, să menționez și aportul substanțial al conducătoarei dumneavoastră. Vă felicit și pentru această opțiune a doamnei profesor Goraș Costică, cu care avem mare încredere în acest produs. Așadar, am apreciat toate trei capitole care sunt potrivite și respectă regulamentul, mai bine zis, ghidul de perfectare a tezilor de doctorat.
Am menționat și metodologia dumneavoastră de cercetare, ați împlinit acest experiment pedagogic de înaltă calitate, ați venit cu rezultate relevante și concluzii, ceea ce mi-a plăcut și eu mereu întreb ce face doctorandul după susținerea tezei cu această lucrare. Iată că dumneavoastră ați și scris lucrul ăsta și chiar cred că e o practică foarte bună să scriem în tezele noastre perspectivele de cercetare și nu doar să le scriem, dar să veniți cu demersurile necesare în toate instanțele, inclusiv în cele de politici educaționale, pentru a acționa și pentru a aduce materialele dumneavoastră în toate programele de formare a pedagogilor. Vă felicit, am zis, pentru primatul evaluării formative asupra evaluării sumative, deși aceasta este extrem de importantă, așa cum s-a spus mai sus și s-a vorbit aici despre faptul că evaluarea sumativă sancționează cumva, între ghilimele, performanța, este această sintagmă pe care a dat-o profesorul Potolea. Totodată vreau să menționez că avem un specialist în evaluare format prin această teză de doctorat. Ne exprimăm convingerea că domeniul științelor educației și cu precădere domeniul pedagogiei universitare este astăzi completat cu o lucrare extrem de importantă, meritoasă, care urmează să fie deci preluată de alți cercetători, cu titlul de recomandare lingvistică, dar nu obligatorie, pentru că și în comunitatea lingviștilor această pronunțare este foarte diferită. Totuși, etimologia cuvântului descriptor vine de la descripteur francez, ceea ce ar însemna să punem accentul pe O, dar am zis că am auzit diferite versiuni, inclusiv în România se spune descriptor și de asta cumva ar trebui să ne raliem și noi la o variantă corectă. Descriptor, fiind varianta corectă. Da. În linii mari, apreciez întreaga lucrare, nu am nicio pretenție nici științifică, nici de calitatea textului științific și vreau să vă felicit pentru această contribuție importantă și valoroasă. Rezultatele sunt validate și implementate la diverse forumuri, publicații și impactul deja se simte în practica educațională. Recomand fără rezerve conferirea titlului de științific de doctor în științele educației la specialitatea 533.01 pedagogie universitară și vă felicit, vă doresc succes în continuare. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, doamna Marin. În context foarte scurt, pentru că totuși e vorba de o contribuție la dezvoltarea, consolidarea domeniului pedagogiei universitare, noi care am trecut de ceva timp un nou concept de învățământ universitar, conceptual au fost schimbate și accentele. Nu știu dacă și comportamentul nostru profesional s-a schimbat, pentru că astăzi, ce se zice, 60-40? Ceea ce înseamnă cu accent pe studiu individual, ceea ce înseamnă taxarea pe munca studentului, cu multe alte care sunt. Adică dacă le faci corect, contextul conceptual există, depinde deja responsabilitatea și autonomia noastră cum o exercităm. Și cele spuse, aceste fiind spuse, rugăm Fatimu pe doamna Țap să prezinte. Stimată doamnă președintă, domn referent și stimați membri ai Consiliului. Motivarea studenților pedagogi din perspectiva formării competențelor de evaluare formativă se referă la un proces complex care conferă o valoare activității pedagogice, dar și manageriale, respectiv ceea ce duce la sporirea calității educației. Aparatul științific categorial este ajustat la temă prin actualitatea temei de cercetare și importanța problemei abordate, descrierea situației în domeniul de cercetare și identificarea problemei de cercetare, situația identificată și descrisă, care stă la baza problemei cercetate. Este prezentată problema de cercetare, scopul și obiectivele cercetării, noutatea științifică a lucrării, importanța teoretică și aplicativă a studiului. Autoarea confirmă încadrarea temei de studiu în cercetările, preocupările internaționale și naționale, prezentând argumente în favoarea temei abordate. Toată aprecierea mea, ceea ce se referă la capitolele tezei, sunt indicate aici. Tema este fundamentată teoretic, dovadă fiind spectrul bibliografiei consultate,
corect întocmite, ce conține lucrări relevante în domeniu din diferite spații geografice. Prin studii personale, autoarea confirmă riguros substanța și valoarea teoretică aplicativă a propriului demers investițional. Concluziile generale și recomandările practice rezultă din sinteza conjugării observațiilor experimentale ale autoarei, incluse în cercetare. Rezultatele cercetării au fost prezentate în cele 11 articole ale doctorantei în timpul participării la diferite întruniri științifice, forumuri, conferințe naționale și internaționale cu privire la formarea viitorilor pedagogi. Lucrarea doamnei Putină este un produs al activității doctorantei timp de 5 ani, sau mai mult de 5 ani, cu o valoare științifică importantă. Teza prezintă interes pentru comunitatea științifică prin generalizarea experienței acumulate și mai ales prin suporturile și ghidurile de valoare metodologică la tema tezei. Recunoaștem importanța temei de cercetare, apreciem străduința și volumul de muncă depusă de doctorantă în activitatea de elaborare a tezei. Apreciem competențele demonstrate de realizarea cercetării științifice și analiza datelor obținute. Considerăm cercetarea doamnei Putină repere conceptuale și metodologice de formare, competenții de evaluare formativă la studenții pedagogi, că creează suficiente valori teoretice și aplicative și o recomandăm pentru conferirea titlului de doctor în științe pedagogice la specialitatea 53301 Pedagogie Universitară. Felicitări și vă mulțumesc! Doamna, vă mulțumesc! Oferim cuvânt domnului Cavac, pe care toată lumea îl cunoaște, cred, un pionier în editarea unor lucrări, care singur, că la timpul potrivit au venit ca pâine caldă, tocmai atunci când se implementa nouă concepția învățământului superior și ne-are, a prezentat în general, în articole, lucrările pe care le-a editat, abordări privind evaluarea ca proces, dar evaluarea în general, dar și atins multiplele aspecte ale evaluării formative. Domnul profesor, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi, eu probabil am intuit situația și aprecierea mea este făcută scurtă în maniera matematicienilor și informaticienilor. În ultimul sfert al secolului 20, paradigma tradițională de formare a specialiștilor, numită paradigma prederii, a fost înlocuită cu paradigma învățării. Acest schimb de paradigmă a condus la o revalorizare a tipurilor de evaluare, pe locul întâi fiind plasată evaluarea formativă, numită și evaluarea pentru învățare. Acest fapt a determinat majorarea interesului cercetărilor pentru evaluarea formativă și vedem asta în teza de azi. Cele relatate ne vorbesc și despre actualitatea temei de cercetare. Printre valorile cercetării menționăm ideea integrării activității academice, predarea cursului evaluare în învățământ cu practica pedagogică a studenților pentru a forma mai eficient competența de evaluare formativă. Autoarea nu numai a definit și a dezvoltat conceptul de competență de evaluare formativă, dar și a stabilit locul acesteia în structura competențelor profesionale didactice. Altfel spus, prin cercetare nu numai a fost construită o cărămidă nouă pentru zidul didacticii universitare, dar și a fost identificat locul din zid unde această cărămidă trebuie pusă. Elementele aparatului metodologic al tezei sunt formulate reușit, cu excepția două elemente. La formularea rezultatului obținut care contribuie la soluționarea unei probleme științifice importante, lipsește descrierea efectului acțiunii și rezultatelor. Ghidul de redactare a tezilor recomandă ca pentru fiecare contribuție proprie în concluziile generale să fie indicat numărul capitolului și numărul paragrafului unde
contribuția a fost dezvoltată. Pentru a acumula argumente în favoarea originalității cercetării, s-ar impune de descris prin ce modelul pedagogic elaborat se deosebește de modelele similare. Designul experimentului pedagogic ar merita o descriere mai completă, în particular prin definirea variabilelor experimentului. Teza, în general, lasă o impresie favorabilă, ea conținând descrierea unei cercetări originale finalizate cu structură logică. Teza îmbină rezultatele teoretice și practice în domeniul evaluării și este realizată de către autoare la un nivel științific înalt. În textul tezei sunt reflectate principalele rezultate ale cercetării, care pot fi calificate ca fiind contribuții științifice noi, constatări și concluzii care pot genera direcții noi în cercetarea didactică. Teza corespunde cerințelor ANACEC, iar doamna Dorina Putină, autoarea tezei, merită să îi se acorde titlul de doctor în știință educației la specialitatea 533.01 Pedagogie Universitară. Mulțumesc frumos. Teza supusă astăzi expertizării se caracterizează prin inovare, prin originalitate științifică, cu semnificație teoretică și cu valoare aplicativă și calitate metodologică înaltă. Conținutul lucrării evident corespunde temei de cercetare și a lucrărilor și a materialelor publicate. Atât teza cât și rezumatul sunt expuse logic într-un limbaj științific, se încătrează în toate cerințele regulamentare. Cu ce este fiind spuse, eu să concluzionez că voi susține colegii și voi vota pro pentru conferirea titlului științific de doctor în științele educației la specialitatea pedagogiei universitară. Și acum permiteți-mi să ofer cuvântul președintei, doamnei prim-prorector a Universității de Stat din Bacău, doamnă Tibia Dandara. Mulțumesc. O să mă ridic și eu, așa cum a făcut toată lumea. O să încerc să fiu, să prezint expertiza cât mai succint. În primul rând, apreciez foarte mult lucrarea care demonstrează că pretendenta la tipul științific este un cercetător format. Aș zice că este o teză de doctor algoritmic structurată, conform deja tradițiilor de elaborare a unei teze în domeniul științelor educației, cu caracter teoretico-aplicativ, dar în același timp deja au zis și colegii care sunt aturile acestei lucrări, un text bine închegat și apreciez că în anumite momente ale mesajului expus, acesta a fost sintetizat și exprimat sintetizat prin tabele și, și figuri. Nu voi mai repeta aici, dar pot să menționez, de exemplu, abordările sau teoriile foarte bine amplasate în acele reprezentări grafice, tabele și, și figuri. Dacă să vorbim despre actualitate, cred că problema evaluării este și va rămâne mereu actuală. Sigur că doctoranda a utilizat termeni relevanți, adecvați contextului de discuție științifică și profesională, deci pe segmentul problemei studiate și a utilizat, a insistat asupra utilizării evaluării autentică, dar iarăși, ca tot ce este omenesc, evaluare foarte subiectivă, ceea ce astăzi este autentic, ca percepție și configurare poate științifică, fundamentată științific, mâine poate fi pus la, sau chiar și astăzi, pus la îndoială și mâine acea umbrelă de autentic poate să acopere cu tot un alt conținut, cu tot un alt sens. Oricum, menționăm că
s-a observat și tenacitatea străduința doctorandei de a promova, a prezenta explicit acele idei care sunt deja configurate în mediul științific ca fiind inovatoare. La fel am menționat faptul că s-a insistat pe această dimensiune inovativă și în acel model pedagogic elaborat, de altfel bine și explicit structurat. De multe ori putem să constatăm o aglomerație, ceea ce nu am putea să zicem în acest caz, pentru că atât categoriile și elementele de structură au o subordonare clară și plină de esență. La fel a fost configurat și conținutul competenței de evaluare. Aș mai menționa, m-a impresionat acel program pe care l-a elaborat doctoranda. Mai rar am întâlnit în teze etapizarea, cumva, care de fapt este conectată la cele condiții de formare a competenței de evaluare formativă. 96 de persoane implicate, la fel este un număr care cred că creează condițiile pentru a putea valida anumite rezultate. Forme diferite de și zi și frecvență redusă, la fel consider că este un criteriu plauzibil în baza căreia doctoranda și-a configurat eșantionul. Asistăm astăzi și la o prezentare competentă a rezultatelor, pentru că, bine, o prezentare a rezultatelor științifice este una complexă. Este textul pe care noi îl expertizăm și este comportamentul matur, în cazul dat aș menționa, al pretendentei la titlu științific. Am auzit, am văzut încrederea cu care a răspuns la întrebări și consistența răspunsului la întrebări. La fel, dacă poate nu suntem de acord cu unii termeni, iarăși venim la acea relativitate și poate mai mult grad subiectivitate a procesului de evaluare și multitudinea termenilor. Constat personal că, fiind deja în anii 30, da, ai secolul 21, lucrurile nu s-au schimbat, parcă am fi în această deliberare de care am avut parte fiecare, foarte consistentă la fel, parcă am fi fost în anii 60, atunci când capii științelor pedagogice discutau despre pedagogie, vorbim de paradigmă și știință, e știință, ori nu știință, pentru că în pedagogie nu putem să comparăm cu apa la 100 de grade în fizică, care neapărat va fierbe, sau ce se va mai întâmpla în alte, nu depinde se știe de acum. Depinde de condiții. Adică, da, condiții, da. Poate să nu fierbă. Nu, dar se, oricum, se nega absența obiectului de cercetare, pedagogia n-ar avea. E atât de amplă încât are acum, un obiect complex. Acum, ce să mai complex. Zicem noi săracii, dacă atunci probabil era văzut ca obiect doar elevul, acum suntem văzuți noi toți în toate ipostazile, de toate vârstele și în toate contextele de viață. Ce să mai, suntem cei mai importanti. Și aceasta fiind spuse, mă bucur că la această cohortă importantă de specialiști în domeniul științelor educației, astăzi va mai fi încă un nou membru, doamna Putină, pentru că am siguranța succesului acestei susțineri publice. Și vreau să cred și să mă bucur anticipat de doamna Putină, conform, mă gândesc, așa se va întâmpla, că e o logică a lucrurilor, conform noului nomenclator care a fost aprobat recent, nu va mai fi această distorsiune. Noi vorbim de caracterul continuu educației, dar până acum eram licențiați cu un cifru în științe educației, tot cu același cifru în master, dar eram cu totul alt cifru, cu alt cifru, parcă se rupea firul, doctorat tot în științe educației. Deci va fi această continuitate și pe care mă bucur la fel. De deci, ce nu vă zic cifru, sper că să îi se ofere în tip
exemplu, unul relevant situației de continuitate a procesului de educație pe parcursul întregii vieți. Felicitări doctorante și conducătorului științei. Mulțumesc frumos! Vă mulțumesc, doamnă, estimată doamnă președinte, pentru analiza detaliată a lucrării mele și aprecierea care ați și doza de încredere acordată. Mulțumesc! Bine, acum să înțelegem că am ajuns la o etapă la fel importantă a procesului de susținere publică a tezei de doctorat. E o fiind de publică, dar sunt momente care necesită să fim discreți. Și pentru a crea condiții pentru a Consiliului Științific de a lua o decizie. La partea a trecut. Stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, stimați rezidenți care ați fost la fel conectați în, în această procedură de susținere publică a tezei de doctorat, stimați colegi, invitați, vă aducem la cunoștință rezultatele votării. Eu fac cuvântul doamnei Țurcanu, secretar științific. Deci, cu permisiunea dumneavoastră, o să citesc decizia Consiliului Științific Specializat. Rezultatul excursării lucrării elaborate, anunțirii publice a aprecierii date de către referenții sociali, membrii Consiliului Științific Specializat 531-01-2415, consideră că teza de doctor în științe ale educației cu titlul referire conceptuale și metodologice de formare a competenței de evaluare formativă la studenții pedagogi, elaborată de către pretendenta Pugină Dorina, corespunde exigențelor regulamentelor existente. În temeiul celor menționate, membrii Consiliului decid a conferit doamnei Dorina titlul științific de doctor în științele educației la Societatea 533-01 Pedagogie Universitară. Și punctul 2, a solicita Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare de a confirma hotărârea dată și de a oferi diploma de doctor în științele educației doamnei Pudină Dorin. Deci asta trebuie să... Da, nu am zis noi cum am votat. Am votat din 6 pretendenți, da, procesul verbal, din 6 participanți membri ai Consiliului, s-au votat 6 pro. 0 obținuți, contra tot 0. Ceea ce va prezenta doamna secretar științific a fost proiectul de hotărâre a Consiliului, precedat de această informație privind rezultatele votului. Punem probabil la vot decizia Consiliului Științific, ceea ce a menționat deja doamna secretar științific privind conferirea titlului și eliberarea titlului sau conferirea titlului. Cine este pentru? Vă rog, votați. Așa, avem 6-6 din nou, nimeni nu s-a abținut. Deci, proiectul de decizie este decizie. Doamna pretendentă la grad științific, Consiliul Științific Specializat de 533-04-15 a decis să vă conferim titlul de doctor în științe ale educației. Primiți, vă rog, felicitări! Nu știu dacă vă vine a crede, dar este un fapt împlinit și are a succesului carierei dumneavoastră științifice. Vă urăm în continuare o dezvoltare profesională pe măsura așteptărilor și o evoluție în carieră conform aspirațiilor dumneavoastră personale și profesionale. Aducem felicitări nu doar doctorandii, dar și conducătorului științific, pentru că acest proces, știe toată lumea, este unul complex, nu se face niciodată de unul singur. Cel care pune umărul și consolidează încrederea de a merge înainte este conducătorul științific, dar toată lumea știe că într-un context social contează foarte mult mediul de trai. Cred că a avut unul favorabil și unul profesional și unul personal. Nu ne rămâne decât să ne exprimăm
știu eu, bucuria pentru pretendenta la grad, pentru că doar atunci când omul se simte bine, el face ceea ce poate mai bine. Felicitări și familiei și colectivului în care activează doamna profesoară. Deci, ultimul cuvânt, dar să spun da, o concluzie, doamna. Doamna asistență, de 5 membri ai comisiei, astăzi am aflat la, să zic, la o etapă în care ne-am atins visul cu mâna și acest lucru nu putea fi realizat fără ajutorul doamnei Postică, care mi-a oferit un sprijin constant, chiar dacă perioada a fost foarte lungă și dânsa a avut, nu știu, a încercat de fiecare dată să mă motiveze, chiar și în perioada când nu mai activam la universitate, să zic că trebuie, haideți să facem un lucru, să facem un lucru până la capăt. Dedicarea dumneavoastră necondiționată, doamna Postică, m-a făcut să fiu optimistă și ne-am motivat reciproc, ori capacitatea dumneavoastră de analiză critică m-a ajutat să-mi dezvolt competențele de cercetare și m-a ajutat să am o viziune holistă asupra ceea ce fac și să abordez cercetarea foarte profund și foarte, foarte corect. Țin să mulțumesc doamnei Dandara pentru perseverența și minuțiozitatea care ați analizat teza și pentru susținerea constantă care am avut-o pe parcursul acestui traseu. Ori împreună cu doamna Bărnaz am fost împreună din început de pe 23 mai 2023, în momentul în care a demarat procesul de discuție la departament. Am o gratitudine deosebită față de domnul Cuclaro, care a reușit să a apreciat munca și efortul depus de mine în contextul în care cercetarea a venit să valorifice și câmpul dumnealui de cercetare și câmpul dumnealui de interes. Domnul, așa cu degetul, Matius. Domnul Adrian Ghico, vă mulțumesc foarte mult. Ori sunteți un reputat profesor în pedagogie care aduce o plus valoare ca expertiză tezei mele. Domnule Valeriu Cabac, am o deosebită onoare să vă cunosc în calitate de profesor și în calitate de profesor la master. La master acum mi-a fost profesor și mă bucur că am reușit să valorific ceea ce am învățat cu dumneavoastră la statistică în cadrul tezei mele de cercetare. Așa de bun ați fost la statistică. Vă mulțumesc foarte mult, ori lucrările dumneavoastră au constituit un adevărat reper în parcursul meu de cercetare. Doamne Bărnaz, apreciez toată sinceritatea, modalitatea în care m-ați ghidat, ori ați fost, ați citit de fiecare dată teza și de fiecare dată ați venit cu sugestii constructive în construirea demersului investigațional. Doamnei Mariana Marin, un mentor de excepție și un etalon al pedagogiei moldave pentru prezență și pentru îndrumare și susținere necondiționată. Am avut emoții foarte mari atunci când am aflat că sunteți în comisie, deoarece majoritatea documentelor reglatoare pentru învățământul primar vă poartă semnul și atunci aveam emoții, la momentul mă gândeam asta abordez corect, asta tratez și analizez din punct de vedere corect. Doamna Elena Țap, distinsă doamnă, vă mulțumesc pentru acceptare, că ați acceptat să faceți parte din comisie. Este o onoare pentru mine să vă cunosc și sper că această experiență ne va pune bazele unei colaborări de succes în continuare. Doamne Carolina Țurcan, pentru asistența tehnică, pentru insistență, pentru responsabilitate, mai mult decât pentru susținere, fiindcă am avut câteodată nevoie și ne a fost întotdeauna deschisă și întotdeauna cu telefonul în mână, ori de câte ori m-am apelat-o. Și nu în ultimul rând, aș vrea să mulțumesc echipei de la USARB, distinse doamnei decan, care a fost permanent cu un suport
la orice întrebare, cum a menționat și doamna Bejan, atunci când am avut nevoie de ghidare. Doamnei doctor conferențiar Aurelie Bețivu, șefa Catedrei de Științe ale Educației, pentru oportunitățile și pentru doza de încredere oferită atunci când mi-a permis să realizez programul experimental, și întregii echipe pentru colaborarea impecabilă și pentru atmosfera prietenoasă și motivantă. În orice parcurs de cercetare, un rol foarte important îl are familia și aici vreau să să zic că am avut privilegiul să fiu înconjurată de o familie iubitoare și înțelegătoare. Mulțumesc din suflet familiei mele și soțului meu care mi-a fost alături pe acest parcurs și care și-a asumat foarte multe responsabilități care de fapt erau ale mele și că a reușit să integreze, să-mi asigură confortul psihologic astfel încât eu să reușesc să realizez toate sarcinile propuse. Surorii mele care prin hazardul sorții avem același parcurs de cercetare, ori este și ea în proces de susținerea tezei de doctor. Dragii mele mame, pentru care teza mea este o împlinire și care mi-a fost alături în toate aceste etape, dificile uneori. Și nu în ultimul rând vreau să menționez că acest parcurs, chiar dacă a fost lung, m-a învățat să mă descoper pe mine, pe lângă cercetările care am reușit să le descoper pe lângă cercetările care am reușit să le fac în evaluare. De aceea m-am descoperit ca o persoană puternică, ca o persoană cu echilibru, ca o persoană care poate să-și atingă obiectivele profesionale, astfel încât să simtă satisfacția unui parcurs profesional împlinit. Vă mulțumesc foarte mult, distinși colegi, pentru această oportunitate și pentru expertiza care mi-ați oferit-o tezii mele. Tezii noastre, îmi cer scuze. Felicitări. Că... Felicitări.